Transmite live. Am dat. Se inițiază. Loading. Îmi zice că transmis live. E prank sau transmitem live? De ce mi-apar mie astea așa? De ce e în halul ăsta aici? Vieție, gata? Bă, se întâmplă ceva în seara asta și aș vrea să știu ce se întâmplă, că ne-am strâns 800 înainte să încep startul. Nu s-a mai întâmplat de ceva timp lucrul ăsta. Ce, Doamne iartă, am întârziat eu prea mult, nu-i așa? 74 minute. Hai că mă bag sub birou aici, îmi pare rău viețile mele că am întârziat, dar... Bă, eu zic să convenim la ceva viețile mele împreună. Vă pup pe toți, frate, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici, mă bucur că sunteți aici și îmi doresc ca de fiecare dată să vă aduc un zâmbețel, frate. Acum, dacă reușesc, nu știu, vedem, dar eu să știți că asta îmi doresc, da? Vă pup pe toți. Bă, hai să convenim la ceva. Teo al vostru setează un live la ora 7, să zicem, da? E programat la ora 7, da, viețile? Hai să, de acum, când programează Teo un live la 7, să venim la 7:05, că Teo e întârziat, mă, cavaș groasă. Și așa nu o să vă mai certați, nu o să vă mai supărați pe mine, nu o să se mai întâmple nimica, da? Deci ne luăm așa o marjă de eroare de 5 minute. Facem așa, viețile mele? Facem așa? Să văd și eu un like pe cea, dacă facem așa, dacă sunteți de acord. Nu vreau să vă supărați, să mă jurați salea, da? Eu dau simulare luni și marți. Bă, deja v-au luat cu simulările. Mă, pe ce, Doamne iartă, abia a început anul, ești bun la cap. Dar bine, că mai e un pic, vine primăvara, după aia vara, vin examenele. De ce, Doamne iartă, mă, mi se înfunde iar nasul, parcă a trecut răceala, dar vine înapoi. Răceala asta stă cu chirie, mâncați aici gurata. Nu știu, Doamne iartă, mă, se mai întâmplă. Asta zic, like-ul pe cea, viețe, ca să, așa. Deci de acum am stabilit. Nu mai zice lumea, Teo a întârziat, nu știu ce. Dacă nu trec 5 minute, facem așa, deal, viețile aia și mânuțe. Și mânuțe de-alea, de deal, gen, gata, frate, am bătut palma, și ce zic, gata, așa facem. Vă pup, ce bine, ce mișto stă în spate viața mea. Adică din față nu sunt ce trebuie, din spate așa dacă mă întorc e bine. Hai că vorbesc așa de acum. Hai că stă bine cu spatele, vorbesc așa că îmi stă bine pe spate viețile. Și da, a fost o zi incredibilă, s-a făcut foarte multe astăzi. Ce, Doamne iartă, ziceți că îmi stă bine în spate, ziceți-mi și mie că îmi stă bine din față. Mi-a venit și mie tricoul ăsta, ia uite-l, este cu, ia uite-l, îl avem aici pe Naruto, pe ăla din One Piece și ăsta, cine ăsta, mă, Son Goku, că pe ăla nu știu, pe ăla nu știu, nu mă aminte, ești la cap. Bă, bă, pe toți, bă, ce faceți, mă, cum sunteți? Toate bune? Poppy Playtime Chapter 3, băi frate, mi-ați și zis, mâncava-ș gura voastră când apare, mi-ai zis, băi Teo, îți zic, dar cum vezi că apare Poppy Playtime Chapter 3? Joacă-te! Și eu ce zic? Viața mea! Mă joc! Am uitat, mâncava-ș gura voastră. Am uitat, dar faza e că azi nu vreau să ne jucăm Poppy Playtime, nu vreau să ne jucăm iar horror azi, vreau să ne jucăm și noi duminică. Facem duminică un live frumos pe seara așa, ne jucăm și Poppy Playtime, poate mai jucăm unul, punem, poate facem ceva și înainte, mă gândesc eu la un joculeț ceva. Bineînțeles că Teodor a întârziat, mâncava-ș gura voastră, 4 minute și nu numai că a întârziat 4 minute, a uitat să pună tot ce-i trebuie. Am zis că a pus chat-ul, gata, frate, am intrat direct forță. Am uitat să pun like-urile viețile mele, stați așa un pic. YouTube, Teozeciu, Teozeciu, copy link adres, real time YouTube likes, copiem ăsta... Paste aici, ar trebui să fim gata. Gata, viețile, ia uite, avem 1200 de like-uri. Dar problema e că suntem 2000 de persoane. De ce avem doar 1200 de like-uri? 800 de persoane nu mă suportă. Sunt hateri de aia. Sunteți hateri de aia, ziceți? Dați cu hate de la? E lung Poppy Playtime? Bă, frate, era cazul să facă și ceva mai lung. Că primul a fost parcă 35-40 de minute, dacă nu mă înșel. Bine, cumva tot timpul ăsta de gameplay al unui joc horror cumva se convertește la Teo, se adaugă plus 30 și poate o oră de gameplay, că Teo e mai un pic mai așa, știți ce zic? Dar nu e problemă, că l-acceptăm pe Teo așa cum e, nu e așa? Like pe chat, că l-acceptăm pe Teo așa cum e, că știți cum e Teo, le mai are și el pe ale lui, nu e? E să și om ca și voi, viețile mele, cu defectele lui și cu, da? Asta zic. Teo, când te joci Jimmy, băi, viața mea, am terminat de două ori jocul ăla, de câte ori să mă mai... Nu, mă, eu o să-mi fac tatuaj cu Jimmy, ești nebun. Bă, cum ar fi? Vezi, cum ar fi următorul tatuaj, mâncava-și gura voastră, să mi-l fac pe Jimmy ăla? Deci, cum ar fi să am un tatuaj, at dead
of Night Jimmy. Unde e mâncația jicurată? Bă, cum ar fi să am un tatuaj cu ăsta mâncația jicurată? Cum ar fi să mi-l tatuez pe ăsta mâncavaș cura voastră? Cheliosul ăsta. Bă, dar știți ce mi-a picat mie fisa acum? Bă, ce-s cu dislike-urile pe chat? Natalia, de ce-mi dai dislike? Ce-am făcut? Ce-am făcut ea? Ce-am făcut ea? Bă, stați așa un pic. Cum ar fi mâncavaș? Bă, voi vedeți că știți problema mea de ceva timp. Cam dispare părul ăsta de aici, nu știu, să ducem vacanță, s-a plictisit mâncavaș cura voastră și de viața mea. S-a plictisit, ești nebun la cap. Și a început să plece, ușor, ușor. Unii pleacă în vacanță, unii se mută, unii, știți ce zic? Cum ar fi mâncavaș cura voastră? Doamne ferește, eu peste 20 de ani să arăt așa ca ăsta. Cum ar fi mâncavaș cura voastră să arăt ca ăsta? Ferească Dumnezeu! Ferească Dumnezeu, băi, frate! Ferească Dumnezeu, te transformi în Jimmy, bă! Cum ar fi mâncavaș cura voastră? Stați așa, știți cum să arăt? Ia stai așa. Teo 10 Jimmy. Bă, frate, parcă făcusem un thumbnail la un moment dat. Unde e, mă, frate? Bă, făcusem un thumbnail. Este că făcusem un thumbnail la un moment dat și mi-am pus fața pe Jimmy ăsta? Ziceți fără Caterinca. Ia stai așa, Teo 10 live, bă, 100% am făcut asta, dar stați așa că nu mai știu când. Uite-l! 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 Stai așa, copy link adres. Get așa. Stai așa. Uite mânca... Cum ar fi mâncavaș gura voastră să arăt așa? Ferească Dumnezeu! Bă, ziceți și voi pe cea, ferească Dumnezeu, vă rog eu. Ești nebun la cam, Nicușor, pe cea te-l pupă, Nicușor. Vă pupe toți, frate, care sunteți aici. Mă bucur că sunteți aici și, doamne, așa să ne distrăm, să râdem, să astea, să fie o seară frumoasă viețe, să uităm de probleme, că prea multe sunt și suntem aici. Ce simt mai e jos în sufragerie? La ce faci reacție viețile mele? Astăzi vreau să facem reacții la ce trimiteți voi pe serverul de Discord. Deci v-am lăsat, am pus și pe... Bă, n-am anunțat pe nimeni pe Instagram că suntem și noi live. Faceți și noi un selfie frumos? Unde sunt, doamne? Ia, punem așa. Mamă, zici că-s Wily Spider, mâncați. Uite ce ochi am! Vai, s-a terminat. Suntem live, stai așa un pic. Stai că poate zice lumea că suntem live pe TikTok, mâncați-și gurata cu ăsta. Stai așa. Dăm aici, suntem live, your story, post... Așa, fază lungă, mâncați-și gurata, dăm cu niște fază lungă. Bă, am pus și pe story, am pus și aici în linkul ăsta fix, în linkul fixat, doamne, în comentariu fixat. Am pus că astăzi reacționăm la ce vreți voi să reacționez. Aș vrea să facem și un challenge de ăsta, gen încearcă să nu râzi challenge și în cazul în care râd donăm, nu știu, 5 membri, ceva de genul, ca să nu fie unul, că mă gândesc că la un clip de câte ori pot să râd. De fapt, depinde ce clip, bă, dacă, bă, stai așa, că mă afund în, de ce am zis 5 membri? Că dacă râdă 10 ori, 50 de membri, 50 de membri, 5 milioane. De ce mă afund, de ce îmi fac una ca asta viețile mele? De ce îmi fac eu una ca asta? De ce? Teo, cineva mi-a dat bani pe Discord fără să fac nimic. Nu te cred, Andrei, că n-ai făcut nimic. Eu îmi pare rău, dar eu nu te cred. Eu știu ce oameni am acolo pe Discord. Eu știu că ei nu dau. Salut, Teo, ai arătat bine cu chelie, Ovidiu. Dă-ți peste gură, te rog frumos. Zi, Doamne ferește, și bate și în lemn. E lemn ăsta, mă, ce am eu aici? Nu știu, bat. Doamne ajută ce-o fi. Hai, 3 membri. Bă, faza e că, știi care e faza, dacă iau doi membri aș mai putea să iau, 3 dacă luăm, după aia e cu 6, e cu 9, e cu dalea și YouTube-ul are să donezi un membru, are să donezi 5, 10, 20 și 50. Și ne trebuie număr de ăsta fix, știi ce zic? Better laugh at the end, ce e ăla, mă, film? Ia stai așa. Dăm aici un confirmă. Viața, te uiți la Life of Luxury, am reacționat la tot ce înseamnă Life of Luxury. Nu cred că există episod la care să nu fi reacționat. Viața mea, stai și tu la o picture. Hai, viața mea, fă-mă aici când vorbesc, că astea ies cele mai Caterinca. 5 membri, bă, stai așa că votăm.
Deci, la challenge-ul ăsta cu încearcă, la încearcă să nu râzi, câți membri donăm? Bă, membri e cu unii sau cu doi? Că logica ar fi să fie cu doi, că e membri. Ba, nu e membri, e membri. Că nu e membri, de fapt. E cu unii sau cu doi, bă? E cu doi? Membri sau membri? O greșeală frecventă în scrierea este folosirea cuvântului membri cu doi, articulat cu articolul hotărât i în locul lui membri. Un membru, doi membri. Vom scrie așadar doi membri ai comisiei au părăsit sala, nu doi membri ai comisiei au părăsit sala. Deci e cu unul. Vedeți că mă trolați și deja nu îmi place cum începe în live-ul ăsta. Mamă, mâncați-i curata. Stai așa. Deci... Câți? 5 membri, un membru, ia, dăm așa, începe sondajul. Te pup, Teo, ești cel mai tare ținut așa, mersi din suflet, Bogdan, te pup, frate, te pup și mult succes în tot ceea ce îți propui, frate. Multă sănătate și bucurii să ai. Salut, băi, Teo, ai mâncat pește? Bă, frate, sincer să fiu, n-am mai mâncat pește. Ultima dată când am mâncat pește a fost la ai mei, când mi-a făcut mamaie somon. Mamă, 500 de voturi deja, 5 membri, să vede că vreți. Se vede că vreți, gata, închide sondajul, am înțeles. Gata, 700 de membri, 80%, gata, am înțeles, încheie sondajul, gata, nu mai trebuie să mai spuneți, gata, am înțeles. Când râdem, donăm 5 membri. Acum, știți care e faza? Că eu nu știu când să începem challenge-ul ăsta și faza e că Teo, ai mistiu și eu puiul meu, mă bucur mult de tot. Mă bucur mult că ești aici și mă bucur că te simți bine alături de noi aici pe live. Teo, arată-ne colecția ta de parfumuri. Viața mea, nu sunt eu om de să-ți arăt colecții, să d-astea. Poate o să fac, dar de fapt ce, doamne? Nu mă pricep la parfumuri, doar îți arăt. Uite, am ăsta. Îmi zic, ăsta îmi place, dar nu știu să zic, ăsta e mai dulce, ăsta are o nuanță de un pic de cafea. Nu mă pricep. Dacă nu mă pricep, n-aș vrea să... Știi? Acum începem provocarea. Stai, mă, frate, păi, dar de ce e acum, bă? Stați așa, deci trebuie să stabilim ceva de la început. Stați așa un pic, că mă băgați la plată grav rău de tot. Deci, challenge-ul ăsta cu încearcă să nu râzi și dacă râd donezi 5 membri va fi activ doar la un clip sau două pe care le stabilim noi. Nu va fi pe toată durata live-ului. Dacă găsim un clip horror la care să reacționăm, să nu fie Life of Luxury și să nu fie film de la dare copyright, să ne omoare pe aici live-ul, să ne batem cu ăștia de la YouTube, să ne deblocheze live-ul, să ni-l ascundă, să nu mai găsim niciodată, să fie classified NASA d-alea, înțelegeți? Dacă găsim ceva horror, facem și încearcă să nu te sperii, ca să fie, să mai schimbăm așa. Nu facem și de la cu încearcă să nu plângi sau de alea, că nu vreau să plângem aici pe live direct, că murim pe aici, aici nebun la cap, noi suntem aici live să mai râdem și noi, să ne mai distingem, nu să, nu? Dacă nu o faci plâng, uite, dacă îmi zici asta, na, ce să mai fac eu, aici nebun la cap, ce să mai zic? Bună seara, băi, vă pup pe toți, frate! Stai așa, can you paint? Ce să paint eu viața mea? Vrei să desenez eu? Dacă desenez eu, s-a terminat, să închide YouTube-ul. Bă, dar chiar, de unde ai like counter-ul? Deci este un site, se numește fix așa, youtubelikecounter.com și îți pui acolo link-ul de la stream-ul tău și după aia îți generează un link pe care îl pui în OBS. Vezi că există tutorial, te rog să cauți, tutorial how to put like counter on OBS, e easy. Eu dacă îmi spar capul, râd ca bou. Bă, viața mea, vrei să spun că este un mod foarte sănătos de a privi viața, gen că îl privești cu optimism, nu-i așa, greșesc? Uite, se întâmplă ceva rău, râd, că na, se întâmplă. Bă, eu zic că e nice să privești viața așa, acum, na, dacă lumea te crede nebun, mai, ce, Doamne, iartă-mă, ce contează ce crede lumea, contează să fii tu happy, frate, până la urmă. Kahoot cu cei de pe live. Băi, vieți, ce înseamnă Kahoot? Mânca v-aș gura voastră, că tot aud cuvântul ăsta. Să intri pe Instagram Reels la Trail Not To Laugh. De la... Mădălin cu 5 euro. Băi, Mădălin, te pup. Mulțumesc din suflet de donație. De la Isa, care se uită de mult la tine. Te pup și te respect. Isa, te pup. Viața mea, mulțumesc mult de tot. Și te pup și pe tine, Mădălin. Vă mulțumesc din suflet. Viața mea, ce să fac dacă îmi place de un băiat și el uneori dă semne că mă place și uneori că suntem doar prieteni? Ce pot să fac eu în situația asta? Că nu știu cum să reacționez. Viața mea, eu în locul tău, i-aș spune efectiv, bă, boule, că noi suntem mai tâmpiți așa, și ce zic? Noi băieți suntem mai așa. Nu e o... Bă, băieți, negați asta? Nu, niciun caz. Că așa suntem noi, mai tâmpiți așa. Viața mea, îi spui, bă,
mie îmi place de tine, tu ce vrei? Ești nebun, ești zăpăcit, vrei în toate părțile sau vrei să încercăm să nu știu, fii, Doamne iartă-mă acolo și ia-l mai tare așa că o să se panicheze și o să zică te iubesc. Bă, nu chiar. Dar, vezi, bă, știți care e faza? Dacă îți place de cineva când ești mic, da? Sau când ești mai tânăr sau așa și nu îi spui niciodată, mereu o să treci cu regretul că, bă, oare dacă îi spuneam, poate ne combinam, poate era, ieșea ceva frumos, dar nu i-am zis niciodată, am ținut în mine, mi-a fost rușine, mi-a fost frică, mi-a nu știu ce. Indiferent că zice nu, suferi 2-3 zile și după aia îți vezi de viață, dar spune-i mă frate, înfruntă frica asta, că și așa trăiești de exemplu un an, doi, că îți place de ăla, dar nu-i zici și până la urmă nu iei nicio decizie și după aia trece, îi trece și lui, vă duceți pe căi diferite și n-ați rezolvat nimic, înțelegeți? Dacă te tatuezi la tinerețe și la bătrânețe, ce se întâmplă cu tatuajul? Stai că nu înțeleg întrebarea, viața aia. Deci dacă te tatuezi la tinerețe și la bătrânețe, ce se întâmplă cu tatuajul? Cred că voia să întrebe dacă te tatuezi de tânăr, ce se întâmplă la bătrânețe cu tatuajul? Lucru la care nu pot să răspund că n-am ajuns la bătrânețe. Bă, îți rămâne tatuajul, dar pielea ai văzut când îmbătrânești, se zbârcește, așa, se lasă și probabil nu mai arată cel mai bine tatuajele, dar îți asumi, știi ce zic? Adică, na. Ai asta în minte când faci, dar viețile mele, am tot zis și o să tot repet chestia asta, niciodată să nu vă tatuați, niciodată, dacă nu sunteți 1,000,000% sigur că nu o să vă plictisiți de tatuajul respectiv. Trebuie să, dacă decideți voi și vă doriți să vă tatuați, tatuați-vă ceva ce înseamnă cu adevărat ceva pentru voi. Nu vedeți un abțipil, îmi place ăsta, îl vreau și eu. Nu, că nu înseamnă nimic ăla pentru tine și o să te plictisești de el, de orice te plictisești în viața asta. Dacă nu înseamnă ceva pentru tine, știi ce zic? Vă salut, cea, vedeți că Teo n-a vrut să facă poză cu mine când a fost în Anglia. Vă pup și zbor la live. Zbor la live? Don Șuvițe, fix acum o să-ți dau hai de pe cea și nu mai vreau să te văd pe aici. Când, Doamne iartă-mă, n-am vrut eu să fac poză cu tine, mă, nebunule care ești. De asta Don Șuvițe să-și dea el cald de aici, să zică, oh, Don Șuvițe, să nebunească fetele, că e agățător el, știți ce zic? Ia uite-l ce râde, ia uite-l, bă, stai așa. Don Șuvițe, în primul rând vreau să te întreb, tu de ce nu ai membru, asta în primul rând. În al doilea rând, dacă mai dai de-astea, îți dau direct hide pe chat. Pune roz în spate, lasă că e bine roșu așa. Începem, mai suntem și roșii, mai suntem și albaștri, știi ce zic? Poppy Playtime Chapter 3 când? Băgăm duminică Poppy Playtime Chapter... stai așa că mi se plimbă limba în gură, viețile mele. Bă, băgăm duminică Poppy Playtime Chapter 3? Mi-a expirat membru, vrăjel, de-astea viața mea. Ești nebun la cap, la școală ce mai făceam, la liceu nici măcar. Pune-mă în spate, lasă că e bine roșu așa. Da, gata mă, deci duminică seară facem live și ne jucăm Poppy Playtime Chapter 3. Dacă intervine ceva, vă anunț și refacem live-ul, gen, facem săptămâna viitoare și ne jucăm. Deci nu e... Bă, nu poate să fie niciodată ceva 100%, da? Dacă Doamne ferește intervine ceva, vă zi și facem noi, iată. Un copac, doi copaci. Adrian Pop! Ce faci viața mea? Te pup. Mersi că ai trecut pe aici, frate. Joacă-te jocul cu detectivul horror. L-am terminat viața mea de câte ori să... Bă, vreau și eu să înțeleg ceva. Dar fără nicio caterincă vreau să înțeleg ceva. Eu mă joc un joc. Bă, ascultați-mă, vă rog eu frumos și răspundeți-mi la întrebare. Eu mă joc un joc, da? Îl termin. De ce mai apare lume pe cea care zice, joacă-te ăla, dacă l-am terminat? Nu e multiplayer să te joci la nesfârșit. Este un joc single player, are o poveste, o finalizezi. De ce apare întrebarea? De ce apare întrebarea? Nu întrebarea. De ce apare propoziția, joacă-te ăla, dacă l-am terminat? Explicați-mi, vă rog. Poate n-a fost pe live, e postat pe canalul de gaming, e live-ul postat, e public. N-a fost pe live acel om. Păi viața aia, e public live-ul ăla. Unii oameni nu sunt pe acei live. E public live-ul ăla, e postat și pe canalul de gaming. Kahoot, hai să ne jucăm, explicați-mi ce e Kahoot, că nu mi-ați explicat. Sau poate n-am văzut eu, iertați-mă, 100% mi-ați explicat, dar n-am văzut eu. De ce nu ai mai postat de Halloween și Crăciun povești, clipuri horror? Bă, clipuri horror am tot postat, dar povești...
Cât timp ai stat să te gândești la ideea de tatuaj și cum a fost procesul de vindecare? Bă, procesul de vindecare este mult mai ok decât procesul de a-ți face tatuaj. Te doare rău de tot când îți faci tatuaj, frate, crede-mă, și te epuizează psihic. Durerea aia pe care o simți în timp de o grămadă de ore te afectează psihic. O zi, două, trei, ești legumă, ești la pat, nu ești bun de nimic. Cum am stat să mă gândesc la ideea de tatuaj? Bă, frate, pur și simplu a venit, gen, a venit. Mi-am notat-o și după aia am stat ceva timp și am analizat și am fost atent dacă chiar e o idee pe care să nu o regret. Dar am știut că nu o să o regret, pentru că știți ce înseamnă tatuajul ăsta? E relația mea cu divinitatea, care nu o să se schimbe niciodată, înțelegeți? Și de asta nu o să regret niciodată tatuajul ăsta, pentru că înseamnă ceva mai presus de doar aspect fizic. Înțelegeți? De aia nu o să regret niciodată. De asta vă zic, gândiți-vă foarte bine dacă vă decideți sau așa, gândiți-vă foarte bine ce tatuați, ca să nu regretați. Că-ți rămâne toată viața. Te-ai criticat și judecat când făceai greșeli? Dacă da, cum ai rezolvat asta? O întrebare foarte bună! Deci te-ai criticat și judecat când făceai greșeli? Dar dacă da, cum ai rezolvat asta? Bă, frate, e normal când greșești să te oftici și să te enervezi și să treci cu regretul și să te gândești într-una cum ar fi fost dacă nu făceai greșeala respectivă. Ce poți să faci în momentul ăla? Imediat povestim și de capitanul și cred că apare și el. Imediat povestim, stați așa un pic, vreau să răspund la întrebarea asta. Trebuie să reiau, că am pierdut ideea. Deci viețile, ascultați-mă cu atenție că e foarte important lucrul ăsta, pentru că e ceva ce m-a măcinat și pe mine foarte mult timp. În momentul în care greșești, normal că apare regretul și îți faci filme de cum ar fi fost dacă, îți faci filme de dau timpul înapoi și nu mai repet greșeala sau nu știu, și vă ofticați și nu știu ce. Cel mai important lucru este să aveți compasiune față de voi, să înțelegeți și să acceptați că suntem oameni, avem și noi neputințele noastre și să acceptăm efectiv așa cum suntem. Noi o să facem greșeli, nu avem cum să nu facem greșeli. Ca să treci peste greșeala respectivă, înțelege-o, accept-o și spuneți, bă, am înțeles asta, o să țin minte și nu o să mai repet. Cel mai important este să înveți din greșeli, nu să nu faci greșeli, că n-ai cum să nu faci greșeli. Dar cel mai important este să înveți din greșelile pe care le faci și să te accepți efectiv cu toate greșelile pe care le-ai făcut. E foarte important să te accepți, să te iubești pe tine, e foarte important. Și de asta pun mereu accent pe chestia asta. Gata, stați așa că mi-a răspuns cineva, mi-a răspuns asta Kahoot. Kahoot să... Kahoot, hai că fost. Am avut și live. Kahoot este un joc în care te întreci cu anumiți oameni în diferite domenii. Geografie, istorie, CSGO, Minecraft. Deci e un fel de cultură generală, am înțeles. Păi și ce Kahoot să facem noi, mă, viețile mele, ești nebun la cap? Ce întrebări să pun eu? Unde găsesc de-asta? Ia, găsesc ceva online, Kahoot? Kahoot, ia stai așa. Când mai joci Roblox, o să ne mai jucăm 100%. Ia stai, bă, că există site de Kahoot. Nu cred că e site-ul. Bă, ăsta, cred că pleacă mâncava-și gura voastră. Cred că pleacă calculatorul dacă intru pe aici, că e cu bai, deja îmi dă 10 dolari pe lună, 10 de-astea, Kahoot. Vreți să ne jucăm Kahoot, mă? La un moment dat? Oricum o să vreau să și reacționăm, clar că e seara de reacție azi. Poate ne jucăm și un pic de Kahoot, mă. Când te joci Mimic, nu știu, mă, când mă joc Mimic. Sau când te joci nimic. Bă, mă întreabă cineva, chiar așa mă întreabă, nu-i așa? Când te joci nimic. Măi, viața mea, ce Doamne iartă-mă, mă. Viața mea, nu mai suport, toată lumea de la școală îmi dă hate, deci nu este zi în care să nu-mi iau bully.
ce bully ții, mă, puiul meu, mă? Bă, cu bully este un subiect mult mai complex, pentru că depinde foarte mult gen ce fel de bully, pe ce anume, e pe ceva fizic, e pe ceva ce nu poți să faci, e nu știu ce, și luat o decizie, luat o acțiune care să te ajute să te îmbunătățești în zona aia dacă chiar nu te accepti tu cu chestia respectivă pe care ți-ai bully, știi? Dacă nu accepti tu aia la tine, trebuie să faci ceva, să o jonglezi sau să o îmbunătățești sau să o schimbi. Sau pur și simplu să o accepti. Odată ce o accepti tu, se schimbă cumva. E foarte complex subiectul ăsta și n-am cum să-l vorbesc la modul general. Și plus că nu am experiența necesară să vorbesc de subiectul ăsta în mod complex. Dar o să rezolvăm chestia asta. V-am zis, vă tot promit un podcast de ceva timp pe care o să-l fac și o să-l fac să răspundem fix la problemele astea care se tot repetă, se tot repetă, sunt aceleași întrebări care efectiv se tot repetă mereu, pe fiecare live, în comentarii, în mesaje și așa mai departe. Jocuri horror, viața mea, vă place, bă, horrorul, nu? Când te-ai apucat de YouTube, ai crezut că ajungi la 1 milion? Niciodată. Deci vă spun sincer, eu când am început YouTube-ul, nu știam. Eu, păi frate, al doilea clip al meu pe mine m-a șocat complet, gen cum a bubuit, ești nebun. Al doilea clip a făcut în 24 de ore 200 și ceva de mii de vizualizări. Deci pentru mine a fost fascinant ce s-a întâmplat atunci, m-a nenorocit total, ești nebun. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat asta, mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat curajul să mă apuc și să fie tot ok. Și vă mulțumesc vouă că sunteți aici, frate, că datorită vouă am motivația asta și tot. Vreau să încerci de tension. Hai că încercăm. Viețile, mă întrebați de capitan. Băi, viețe, capitanul, uite-l pe Made aici. Capitanul, donații capitanul, mesaje capitanul. Băi, viețile mele. Cine a fost acum 2 live-uri aici? Aici cu noi pe live și știe ce s-a întâmplat. Eu oricum o să zic, eu zic să ne facem tatuaj meci. Eu zic facem ca Hugo fotbal pe Anglia. Și cea dacă vă luați bully, veniți la Teo pe Discord și vă ajute fratele vostru cu tot. Bă, uite, am noroc că în comunitatea mea, frate, chiar ne ajutăm unii pe alții. Deci chiar când scrie cineva pe chat, apar oameni care să ajute și așa. Stați așa, că vreau să intrăm în subiectul ăsta. 2 secunde, ne focusăm, stați așa că opresc și alertele deocamdată, le pornesc imediat. Deci viețile mele, acum 2 live-uri, pentru cine nu știe, ce credeți, eram aici pe live, reacționam, râdeam, era Caterin, că nu știu ce, mai vorbeam, mai răspundeam la o întrebare, mai un story time, mai reacționam, mai nu știu ce, ne gândeam ce să ne jucăm. Când deodată mâncava-și gura voastră, apare un om intitulat Captain, care donează 20 de membri. A adunat 20 de membri, W Pocea, ne-am bucurat cu toții, să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumim frumos, nu știu ce. După care viețile mele, după vreo 2 minute, cred, 3 minute, ceva de genul, maxim 5 să fi trecut, donează 100 de euro, bă, direct așa, bam, bombă de 100 de euro și zice, bă, am văzut că tot te joci LOL tu te dai că ești jucător, că nu știu ce, că așa, fii atent, îți dau un challenge, dacă mă baz la LOL, îți mai bag o donație puternică, zice el. Și atunci delir, eu nu înțelegeam ce se întâmplă, ești nebun la cap. M-am uitat, v-am întrebat pe voi, bă, ce facem? Facem challenge-ul ăsta că n-avem real nimic de pierdut, gen, știi? Bine, ca să fie mai challenging așa, am hotărât noi, între noi, că donez eu, nu mai știu, 10-20 de membri dacă pierd. Și ce zic? Eu eram oricum 100% convins și eu ăsta, bă, că îl arunc în aer, fără. Și am intrat și m-a bătut de n-am știut de mine. Deci m-a bătut captain ăsta, mâncava-și gura voastră la Liga Legendelor, de mi-a dat daună. Daună mi-a dat. După care m-a bătut primul meci, am zis, hai că ai avut noroc, mai dăm unul. M-a bătut și al doilea, mâncați-și gura ta, m-a bătut și al doilea. Și mi-a zis că nu s-a jucat de multe ori Yasuo și eu am 200 de mii de puncte pe Yasuo. M-a bătut, m-a nenorocit. După care am zis, ne-am împrietenit, ai înțeles, că am văzut că joacă bine și știi cum e, să mă mai care și pe mine, să mă mai scoată din platina aia, ești de bun, acum sunt emeral momentan, da. Momentan am zis că cam scad, știi ce zic? După care am băgat un duo cu amicul meu, Captain, și am observat că suntem duo-ul României, ești nebun la cap, i-am bătut pe ea, de i-am nenorocit. Acum, care e schema? Că totul a fost foarte shady un pic, foarte ciudat. Îl întreb eu pe Captain, mai bă, dar zici și mie, care-i faza, de unde ești, de nu știu ce?
Și îmi răspunde foarte misterios, mânca vașcura asta. Și țineți minte că v-am povestit și pe story a doua zi. A zis, bă, ceva se întâmplă. Deci ceva, miroseam ceva. Miroseam ceva, ai înțeles? Miroseam ceva. După care a văzut probabil azi story-urile că facem live la 7, că reacționăm, că nu știu ce. Și îmi zice că vrea să-și dezvăluie identitatea pe live. Acum, real, cine să apară random așa să zică vreau să-mi dezvălui identitatea? Că cumva ca să-și dezvăluie identitatea ar trebui cumva să aibă un șchepsis de ăsta în spate, înțeles? Că ar fi cineva, de-l recunoaștem. Știți ce zic? Știți ce zic viețile mele? Și acum, ce credeți? Eu acum, bă, am emoții, mâncați-și gura ta. Pentru că trebuie să vedem cine este, corect? Bă, vedem cine e sau nu? E Imogen? Bă, nu știu, nu, n-are cum să fie Imogen. Imogen nu știe să joace LOL. Nu știe cu LOL-ul, deci n-are cum. Întrebarea e cine e? Cine e mâncava gura voastră? Și fiți atenți. Unde este? Deci, avem aici. Mi-a zis așa. Salut! Eu sunt Captain, ne-am jucat acum câteva zile, azi facem marele reveal. Marele reveal, mânca vașcura voastră. Marele reveal. După care, eu i-am dat un maimuțoi de ăsta, știi ce zic, ca să vadă că-s prietenos, că eu m-am panicat, mânca vașcura voastră. Hai men, nu mă bate la LOL niciodată. Zăsami, nu mă bate la LOL, Zăsami, credeți-mă că nu mă bate. Smiley nu știe viața mea, League of Legends, nu. Acum asta e mindfuck-ul meu, că cine este să-l și știm și să mă și rupă în halul ăsta la LOL. După care, stați așa, după care îmi zice așa, că aici e și mai ciudat. Ca să fac marele reveal, pune astea pe stream. Și am descărcat două chestii, mâncava-și gura voastră. Acum eu de frică le-am pus, nu m-a interesat că e hack, că intră NASA peste mine, vine Anonymous, mă ia, mă nu știu ce, mă răpesc ăștia. Am pus astea pe stream, ai înțeles? Ca să nu fiu de ăla, că poate cine știe, îmi face o vizită, ai înțeles? Și acum viețile mele, întrebarea mea este următoarea. Îi scriu lui ăsta să vedem cine e? Îi scriu? E ce simt, hai să ne gândim un pic că trebuie să fie cineva care joacă bine LOL, frate. Poate a învățat Haimen să joace LOL și a... Da, și când te trezeai era dimineață, ești nebun la cap. Hai că forță, stai așa. Deci, îi zic aici lui viața mea, viața mea, are you ready? Am emoții, mâncava și cura voastră. Am emoții, mâncava și cura voastră. Da, viața mea, mă uitam la tine, îmi zice, ai pus alea? Eu v-am zis că de frică le-am pus, ești nebun la cap, nu m-am uitat. Bă, cine e? Că nu mai mă stai așa. Îl sunăm, mă sună el, mă sună el, mâncava și cura voastră. Mă sună, îi răspundem. Bă, stați așa că am emoții, stai așa, îi răspundem, stai așa să facem asta mai. Alo? Salut. Viața mea, mă auzi? Eu te aud, nu poți auzi? Mă, ce-i asta, doamne? Te aud, dar cred că ai ceva la microfon, viața mea, e răgușit, ce, doamne iartă-mă, se întâmplă? Nu, sunt cel mai mare coșmar al tău. Ești cel mai mare coșmar al meu? Ai auzit bine. Bă, v-am zis că mi-e frică, știam eu de ce mi-e frică, mâncava și gura voastră. Hai mă, lasă Caterinca acum, gen. Cel mai mare coșmar al meu, adică cum? Ia, ce? Mă mai țin minte de acum câteva seri. Când ne-am jucat LOL, nu? Eu eram. Stai mă, când ne-am jucat LOL sau când? Da. Păi da, știm. Mamă, mâncați-ași gura ta. Bă, stai așa. Deci, viața, ai zis că mi-ai dat niște de-astea să le pun, da? Mi-ai dat un overlay. Îl pun acum, ia. Deci, practic, tu mi-ai dat asta. Păi, și stai așa un pic. Eu văd aici un scaun. Văd aici și a făcut prezența viața aia. Se vede aici, the big reveal.
totul frumos aici, împachetat, mișto, captain jos, dar viața mea, zi-mi sincer, ne dai și web, ne încânți cu prezența, să vedem care-i faza, că noi tremurăm pe cea toți, nu mai știm ce se întâmplă, mâncați-și gura ta. Mă, în primul rând, dă-i play la video și o să afli. Dă-i play la video și o să afli. Stați așa că am și un video aici, am mâncat, v-aș gura, să dăm play, viețile dăm play. E doar... Dăm play sau nu? Stați așa un pic, că mi-e frică. Eu cine credeți că e? Mă... Bă, stați așa. Dăm play, dăm play, dăm play. Dăm play și vezi că încep și countdown. Dacă nu faci reveal, mă supăr. Dau play acum, ia. Deci dăm play aici și avem aici The Big Reveal, Captain nu știu ce. Și avem așa 3, 2, 1. De ce e roșu tot și ce se întâmplă? Nu cred! Nu pot să cred că a fost mare prank! Nu cred! Te salut, viața mea, ce faci? Băi, Xerxe, ce mi-ai făcut viața? Deci, uitați-vă cine mi-a făcut prank-ul ăsta. Vedeți? Citiți aici, că mie nu-mi vine să cred. Deci, nebun la cap, nu-mi vine să cred. Xerxe, viața mea, deci... Acum să explică, mă, de ce am pierdut la LOL în halul ăsta. Viețile mele, ce credeți, mă? Nu numai că e World Spice aici, Xerxe este un pro player la LoL, mâncava-și gura voastră. Are cu echipa acum 6-0, are 6 win-uri la rând, efectiv, și-a rupt. Dar viața mea, cum de captain direct, ești nebun? Cum de fix captain? Bă, dar nu m-am gândit! Nu m-am gândit, păi, că eu am crezut. Zi. Fii atent, am văzut la tine că foloseai World Spice și am zis să folosesc și eu. Și viața mea, de când am început să-l folosesc, nu câștig, sunt 6-0 cu echipa. Păi am văzut că e 6-0 acolo. Nu ne mai putem opri din a câștiga și aș cam zice că se trage de la captain. Băi, dar știi care-i faza? Că eu am aici ceva pregătit, viața mea, cu captain, cu astea. Eu, la mine era pregătit, știi? Bă, dar acum îmi dau seama, mă, frate, care a fost faza, mă. Deci m-a rupt mâncava și cura voastră și de-aia m-a rupt. Bă, mie îmi place captain și faza e că ăștia de la Old Spice nu are doar captain, are și Wolfthorn, are și Tiger Claw și l-ai ales fix pe ăsta care îmi place și mie, ești nebun la cap. Incredibil, băi, Xerxe. Păi și ce facem, mai dăm și un LOL? Sau? Cum să nu? Trebuie să mai băgăm și un match, dar nu știu dacă apucăm acum. Că ai avion. Cel da, mai probabil, nu? Trebuie să mă duc înapoi cu echipa, că mai avem câteva meciuri de câștigat. Băi, ținem pumnii acolo să câștigi, frate. Suntem acolo cu tine și viața aia trebuie să mă mai car și pe mine în LOL. Ești nebun la cap, că e jale. Primesc acum 16 lp și îmi scade 27. E jale unde am ajuns. E jale. Te salvez eu, e ok. Perfect, viața mea. Incredibil, bă, ce prank de la Old Spice. Incredibil. Te pup, viața mea, mersi din suflet. Bine, ce să mersi, că mi-ai dat niște panici și niște de-astea, mi-ai dat bătaie la LOL, dar mersi totuși că mă cari, frate, și că mă ajuți și că mă înveți și îmi faci coaching acolo. Bineînțeles, te-am pupat, viața mea. Te pup, frate, te pup, zbor plăcut să ai și ai grijă să-i bați acolo cu echipa, ținem pumnii aici. Pup, pa. Băi, frate, deci prank-ul ăsta a fost Old Spice, mâncați-și gura ta. Deci atâta capitan aici, nu știu ce, bă, știți care-i faza? Că eu prima dată mă gândeam, am zis, hai, nu-l iau ca captain, iau capitanul. W sau L? Și Jack s-a făcut, bă, frate, trebuie să recunoașteți că e tare rău de tot, ești de bun cum a fost gândit totul și tot. Este senzațional, mie mi-a plăcut maxim când am auzit ideea și tot, dar, na, eu mor, băi, vezi că cam... Ăsta a fost captain, mă, frate. Ăsta a fost captain. Bă, și faza e că am dat cu pumnul în tastatură și mi-a scris în greșeală niște înjurături. Hai că ți-a scris în greșeală dacă e. Vezi, faza este că cei de la Old Spice au mai multe categorii din astea de parfumuri. Unul este Captain, care mie îmi place foarte mult și aparent îi place și Luxerse. Mai e și Wolfthorn, mai e și Tiger Claw. Și ce vă încurajăm noi este în momentul că eu, până să aflu de toate chestia asta, eu nu știam că e pe categorii. Eu luam acolo Old Spice, îl puneam în coș, dădeam, îmi plăcea, ai înțeles? Dar sunt 5 categorii de astea de mirosuri. Ce vă încurajăm este să le verificați și voi, să vedeți care vă place
și vă, să vă alegeți și voi mirosul victoriei viețile mele. Asta a fost faza, că a fost și cu sconsul, prima dată a fost nebunia cu sconsul, acum a fost mare prank, vedem ce ne mai pregătesc cei de la Old Spice, că mie îmi place cum fac lucrurile, ați înțeles? Și astea fiind spuse, la Onyx a avut altul, ori nu știu, bă, nu știu exact care a fost faza, dar cred că fiecare dintre noi a avut câte un prankster din ăsta, un pro player la jocul pe care îl jucam noi, știi ce zic? Ce am crezut că e real? Păi, bă, a fost real, că n-a fost fals, nu? Știți ce zic? Viețile mele acum. Intrăm, ia stai așa. Intrăm aici la sondaje, începe un sondaj. Stați așa să pornim din nou alertele și avem două donații pe care nu le-am citit, două secunde. Alerte, dăm aici. Deci am dat cu pumnul în tastatură și mi-a scris în greșeală niște înjurături, adică forță. Cum ai scăpat de frica de critică și judecata oamenilor? Sincer, nu știu dacă am scăpat în totalitate de frica de critică și judecata oamenilor, dar trebuie să gândești fix așa. Te analizezi pe tine, vezi exact ce îți place și cum îți place să faci lucrurile și vezi ce îți spune sufletul tău să faci și cum simți și ce îți place ție. Și fă-le că asta simți tu și așa îți place ție, cumva. Că orice ai face în viața asta, tot o să vină cineva să te judece, să te arate cu degetul, să zică, păi așa nu-i bine, că știu eu mai bine, că nu știu ce, te vorbesc la spate. Așa, dacă știi că orice ai face în viața asta, tot o să existe oameni care te judecă și te critică și vorbesc și bârfesc și nu știu ce, măcar fă ce-ți place ție, să te mulțumești pe tine. Ai înțeles? Eu așa m-am convins, cumva. Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic altceva de atât, nu știu dacă ai înțeles neapărat ce am zis. Îmi doresc să treci și tu peste viața mea, dar ușor, ușor, dă-ți timp și fii blând cu tine, e foarte important. Acum intrăm pe Teo 10 vieți aici, 17.990, eram cred că 17.600 azi, deci ați mai intrat vreo 200. Vezi ce facem prima dată? Intrăm la mimuri sau reacții pentru live? Bă, dar s-au dat aici, nu? Poți să ne spui ce joburi ai avut înainte de YouTube sau vezi cum îți spui eu, poți să ne spui și cât? Mă, viața mea, nu am avut joburi neapărat. Aveam la un moment dat, făceam mese în cluburi, în centru vechi. Generam plătit să invit oameni la o masă și cumva să fie clienți falși cum ar veni, știi ce zic? Atât am făcut eu înainte, după care m-am apucat de ăsta. Stai așa că facem sondaj. Unde-i doamne sondajul? Am dat direct în membri, cred că dăm membri azi, că prea am intrat direct în ei. Sondaj, reacții sau meme-uri? Prima dată reacții, meme-uri. Începe sondajul, ia să vedem. Teo, nu știu dacă o să vezi acest mesaj, dar mă simt în plus și prietenii nu mă mai suportă, nu știu ce să mai fac. Te simți în plus unde, gen în cercul tău de prieteni? Faza e că dacă te simți în plus, trebuie să fie un motiv pentru care te simți în plus. Nu știu dacă poți să comunici cu ei lucrul ăsta. Ba, da, poți să le spui. Auzi, viața mea, cred că poți să le zici. Bă, nu știu, am un sentiment ciudat de la un timp. Am impresia că mă evitați, că nu știu ce, că nu știu. Și vezi exact ce simt despre tine. Și dacă e cazul să nu te mai placă ei, viața mea înseamnă că nu erau de tine, nu erau pentru tine. Înțelegi? Și du-te unde te simți bine și unde te simți confortabil. Dă-ți timp să găsești lucrul ăla. Da, în primul rând, acceptă-te tu așa cum ești. Reacții prima dată, deci nu mimuri. Mimuri după aia, da, viețile mele, hai reacții. Păi și, bă, mi-ați dat reacții aici? Da, mă, mi-ați dat. Da, hai men, da, la dum, la fitimogenză, Sami, Teozeciu, Andreas? Stai să-mi pun căștile, că n-aud. Stai așa un pic. Stai așa să punem căștile, să intrăm în reacționez mod. Stai așa. Ia! Cam început reacțiile în forță, viețile mele. Suge sufletul, suge sufletul din mine, e femeia ta.
Se vede că nu-ți convine, m-am jucat cu ea. Incredibil, bă, o zi-l pe Hymen, mâncați-ași gura ta. Cum turistă, ai investit în părea tristă, fecistă și mai bagi ofisă, dreapul ta e o teroristă. Bă, frate, AI-ul ăsta, am zis și o să tot zic, e ceva rău, mâncați-ași gura ta. Voi vedeți cât de mult și cât de bine imită vocile noastre? Deci, hai să zic, Hymen a fost cum a fost, dar Imogen, bă, e aproape 1 la 1, ești nebun la cap? Bine, aici când a schimbat tonul, de fapt nu mai e atât de bine. Când apar eu, mă? Vede că spate bine și tot desfufle tot din mine. Zici că e bisbea compromis, ah. Panea Ramonu cu din. Se vede că spate viața și joci tot un genolin. Nasole. Teo Trapper-ul, băi, frate, trimite-ți asta lui Smiley, ești nebun la cap? De sânge, fata-i tace și arție, ia te repuci cu ea, dai la parcă cu două sei, două sei. Ar fi stăbâți, urmează sub băței, au pătei, n-au late, dar se dumiți, n-ai ieșit din beci. Perinis cu iu de sare, nu înțeleg ce ți-o vorbei. Sunt al meu nebun, în ce-am făcut-o moista, mă rângă. Ia, după aia ce mai avem? Rashix, Lil Puni, Marfă, stai așa. O să evit, o să mai... Ai. Teo, 10-o aia e? Stai-mă așa un pic. Bă, asta e 8-a, 6-a, bă. În cât suntem azi, mă? În 2-a, 2024. Păi unde sunt, bă, astea up to date? Bă, voi mi-ați trimis doar două link-uri care unui clipul meu și unui o manea? E închis canalul? Cum adică e închis canalul? Bă, nu merge să puneți, mă? Bă, n-a dat unlock, rare la canal. Stai, mă, frate. Copy link, stai așa un pic. Cum îi dau, mă, unlock? Edit channel, stai așa. Reacții slow mode, channel topic, hide nu, permissions. Cum îi dau, mă, ajutați-mă și pe mine, vă rog, eu că nu înțeleg. Permissions, private channel nu. Everyone advanced, așa. Mamă, unde e Rareh? Rareh, stai așa un pic. Ce, Doamne iartă-mă, nu știu Discord-ul ăsta, nu știu să-l folosesc, bă, nu știu nimic. Rareh, n-am numărul lui salvat. Bă, ce fac, mă, mâncava la permissions? Păi la permissions și aici, unde la permissions și ce dau? Stai așa, ce dau? Dacă tu nu știi, da noi. Păi viața mea, eu sunt paletă cu Discord-ul, stai așa, apasă la send messages. Deci la permission, send messages, uite, bă, gata, save changes. Gata, băi, lăsați-mi acum, gata. Gata, mă, uite, Lewis Hamilton signs for... Ăsta îmi dă live-ul meu! Șeful tău! Kick! Cum să-mi dai live-ul meu? Așa, Firefox cu aia e? Păi stai, mă, viața mea, că asta ai luat-o de sus. Vreau și eu ceva nou. This is your friendly neighborhood Spider-Man, ia, ce-i ăsta? Ăsta are copyright, de ce are copyright? Mă, ce, Doamne iartă-mă, ăsta e un montaj cu Spider-Man efectiv? Ăsta e un montaj cu Spider-Man. Cred că o să se închidă live-ul în curând, că ăsta are copyright 100%. Ne-am dus viețile mele, vă pup, vă iubesc, cred că o să se închidă live-ul. Dar în cazul în care se închide, să știți că vă iubesc și nu e din cauza mea. Proști, episodul 10, prostia omenească. Bă,
vreți să facem la clipul ăsta încearcă să nu râzi challenge? Că ăsta îmi pare cu potențial. Pare cu potențial ăsta, viețile mele. Facem așa? Facem încearcă să nu râzi? Deci dacă râd la ăsta, donăm 5 membri. Facem așa? Facem așa? M-ai omorât, Teo? Păi, Cosmina, eu ți-am zis viața mea să deblochezi asta. Ce-ai făcut? Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă, mă, frate, băi? Ia stai așa, ce, Doamne iartă-mă, fac aici, mă? A, așa, bun, aici, bun, așa, eu sunt aici, unde era ăsta, mă? Uite-l aici, gata. Haide, mă, let's go, gata, băi, deci de fiecare dată când râd, donez 5 membri, dar stați așa, să-mi iau poker face-ul. Beau și o gură de apă, mă, dar îmi curge nasul, de ce, Doamne iartă-mă? Oricum, cred că am vreo 15 boli. Când suflu nasul, pe lângă că nu iese nimic, mi se înfundă urechea asta. Nu mai am mult de trăit, viețile, vă spun sincer. Dar să știți că vă iubesc în cazul în care mor. Glumesc, bă! Glumesc! Ia. Bă, stai! Nu s-a pus! Stai, că n-am început! N-am zis start! Teo 10 este bossul din lume, ok? Gaming Roy, ești viața mea! Ești viața mea, te pup! Mersi din suflet de donație, frate, te pup! Nu, ceva se întâmplă. Am urechile înfundate, viețile mele. Deci începe mân. Bă, frate, am ceva care nu iese. Stați așa. Vă jur că e o bătălie la care nu pot să câștig. Nu iese. Gata, a ieșit, ok. Da, gata, începem. Deci acum gata, nu mai râdem. De acum când râd, uite-l cum se uită, da? Uite și se supără. Dacă uite-l, n-am cum. Dacă se uită așa la mine, n-am cum, viețile mele. Înțelegeți? Gaming Road, te pup, frate, mulțumesc din suflet. Deci avem așa. Vrea Costima să joace Phasmophobia, ești disponibil? Viața mea, am seară de reacții, nu vreau să joc horror azi. Duminică, dacă vrea, îi dăm. Deci duminică seară vreau să mă joc Poppy Playtime și după aia îi dăm. Transmiteți-i că duminică seară, dacă n-are program sau ceva și vrea să facă live, după ce termin Poppy Playtime, ne jucăm ce vrea el, gen. Și facem un duo de ăsta, poate ne strângem și mai mulți duminică. Dar acum, în seara asta, nu vreau să mă joc horror. Gata! 3, 2, 1, începem. Încearcă să nu râzi, challenge. Dacă râd, 5 membri, haide. Stai să fac web-ul ăsta mai mare, bă. Nu? Sau facem altceva, bă, dau zoom. Uite, ca să-mi vedeți fața și reacțiile și tot. Așa, gata, e bine. Iată, mi-a pus cătușile să moară, mama mi-a pus cătușile. Bă, mi-a pus cătușile ăștia! Că faci abuz! Faci abuz! Bă, te-a suflat de... Gata, mă, mai. Și cum a fost acolo? Ferească Dumnezeu, ai, mă, frate. O fi mințit-o pe săraca femeie că i-a pus șezlong să se bronzeze, mâncați-și gura ta. Cum e acolo? Dar ce zice că eu nu aud, nu s-aude, nu? Uite! Mamă, câte ouă! 38 de milioane! Maaa... Dar ce unde ți-o făcut capul? A fost în pantă. Și m-am accelerat un pic, însă tandează și m-am auzit. Aș vrea să vă spun că dacă aveți activitate sexuală, să dedicați Domnului Dumnezeu atât activitatea în sine, cât și sămânța voastră este foarte important. Doamne Iisus, primește sămânța mea. Pentru că, ce se întâmplă? Să nu irosești ca să o mănânce satana. Tu i-o dedici lui Iisus Hristos. Poți dedica sămânța și actul pentru slava lui Dumnezeu și sămânța să se ducă la Domnul Iisus Hristos. Este foarte important să nu dai hrană diavolului, pentru că sămânța este foarte importantă.
Și am așa o intuiție că cinstirea cu roadele se referă și... Bă, cumva are sens ce zice, dar e foarte ciudat, gen, n-ai cum să zici, Doamne, îți ofer sămânța mea, e ciudat, cred că ce se referă e ca actul în sine să însemne ceva și să fie cumva din iubire, nu să fie pur și simplu ceva superficial, că atunci cumva o dai în modul ăla. Și ce zic, dacă e superficial, da, într-adevăr, cumva ar fi păcat, dar când dedici actul ăla și este iubire, dar e ciudat exprima și mi-a venit să râd rău de tot. În principal la să... Păi ce sămânță? Păi viața alea de leronță e așa, semințele alea, de alea de la Natline, de la, și ce zic, sămânțele de alea, nu altceva, nu se referă la altceva, viața mea. Sămânță. Asta. Și gen sex la modul masculin, feminin și ce zic, nu e vorba de dalea, ai înțeles? E, și ce zic? Asta vreau să spun. Hai da, toată lumea să mâncăm cu oile! Hai da, toată lumea! Hai, vă invit să mâncați cu oile cu mine! Bă, iarba aia chiar e comestibilă, mă, mâncava-și gura voastră? Mamă, dar bă, una e... Da, bună-i, Doamne, da, Doamne, mai mult, Doamne, Doamne. Hai să facem un miș. Bă, aparent, dacă el nu pățește nimica și îi place, parcă mănâncă așa un pic cu poftă, eu cred că e ok. Joc, ce ai zice tu că te mint dacă mai prinde să-ți mânc în loc luțărna? Ha? Nu, alea 100% e, bă. Te mi-e stăpânul să aduc gata oile aici. Dar la că mă apuc eu de mâncat. Cu tot. Stăpânul să aduc gata oile aici. Dar la... Bă, mâncați ești curat. Dar de ce parcă are riz așa un pic? Ia uite-l, aici, fii atent. Deci gata, am râs, acum pot să dau. Te mi-e stăpânul să aduc gata oile. Deci are riz, mâncați ești, uite-l. Oile aici. Și acum da, direct de la, ia stai așa mă, ia stai așa. Care e melodia de Riz, bă? Care e melodia de Riz? Stai așa, Riz Music. Cum îi zice? Riz Song. Care e, bă, muzica aia de Riz? Uite asta, bă, fii atent. Mama, asta e The Weeknd, stai așa. The Riz Music avem fără copyright, mâncați aici gura ta că ne mănâncă ăsta. Ia fii atent, fii atent, deci unde începe? Stai așa, ăsta e aici. Luăm aici, îl punem aici. Mă apuc eu de mâncat. Mă temis. Fii atent. Ia uite-l mâncați. Stăpânul s-a duc gata oile aici. Dar la că mă apuc eu de mâncat. Bă, mi-a leșinat. Nu s-a văzut că am râs. Gata, stai așa un pic. Bă, unde sunt bateriile mele? Stai așa un pic că nu-mi găsesc bateriile. Ce am făcut, Doamne? Bă, stați așa un pic că mi s-a închis camera. De ce nu-mi ziceți că mi s-a închis camera? Stai așa un pic. Stați așa un pic. Am, stai așa, așa. Cred că am reușit, bă. Stați așa să bag asta la încărcat. Gata, gata, gata. Deci avem 5 membri, bă. Păi nu, bă, stați, 5, 5, nu 10, 5. Vă zic și de ce. Stați așa un pic. Salut, mai dă-mi o șansă cu scriptul, am scris tot episodul 1 și am scris și episodul 2, ți-am scris pe Discord. David, stai așa un pic viața aia, că trebuie să facem challenge-ul ăsta. Bă, ascultați-mă un pic. Deci, eu am zis, gata, am râs, acum lăsați-mă să profit de momentul ăsta. Așa am zis! Bă, bă! Stați așa, că voi nu... Acum lăsați-mă să profit de... Stați așa un pic, că mi s-a închis camera. Uite asta, bă, fii atent! Da, la... Uite. Ascultați. Bă, mâncați ești curat. Dar de ce parcă are riz așa un pic? Ia uite-l aici, fii atent. Deci gata, am râs, acum pot să dau. Uite, acum pot. Asta însemna, pot să dau, gen, acum pot să profit de momentul ăsta să râd și eu. Avem aici o donație cu 2 euro de la cineva misterios. Nu pot să-i pronunț numele. Uitați-vă ce nume și-a pus. Bă, a apărut, mă. Am fost atenți, fiți atenți ce nume și-a pus. Mâncava-și gura voastră, a avut și tu. Stai așa. Stai așa, unde e copii? Uitați-vă pe chat, mă, ce nume. Ce nume i-a pus. Bă, nu se pune. Pentru că v-am zis, am făcut pauză. Deci după ce râd,
zic, recunosc, pun stop, râd, după aia reîncepem. Deci avem 5 membri. Avem 5 membri de dat, da? Îi ținem minte. Iani, nu bag Instagram Reels, că e mult copyright acolo, viața mea. Gata. Stai așa că îmi pusesem live-ul din greșeală. Gata, continuăm. Toți că să mâncăm cu câine. Un cioban de pe internet, ce fac ciobanii? Ce-i, bă? Ce faci, p***ole? Bă, sper că nu i-a făcut nimic la capra aia, bă. Că ți-au îngrijit de aia să nu mânce ursul. Cioban de pe internet. Ei, mă, oprește, bă, nu mă... Ei, Iulian, uite pe alcoolista pe Marița, bă, că-ți bebe și nata, bă. Vezi? Aia te așteaptă când vine toți colegii din Alba, Iulia, la mine, mama, ce bune. Nu mai dau la nimeni, bă, că nu mai iubeau. Pentru toți colegii din Alba, Iulia, bă, care... Bă, pentru toți ăștia de vorbiți prost de mine și mă enervați, să vă iau p***a între buci, să vă iau buci... Bă, sunt prost rău. Ia stai așa, tu nu ești băiatul ăla care a zis că anulează roata și motorul din tester? Bă, da, eu sunt. Păi și? Ce ai făcut? Ce să fac, frate? M-am întâlnit azi cu mecanic, era cam supărat și mi-a anulat doi dinți de-o față cu tester. 5 ori 5, 25. Și cu încă 5 de mintea mea, 25. Radical din 4. Bă, dar știți care-i faza? Că mie nu vine să râd tare, mânca faciul noastră, dar așa un pic mie-mi vine. Rarec, m-am supărat pe tine, mi-ai blocat ăla de reacție, ești nebun la cap și nu mai știam ce, Doamne, iartă-mă să fac. Cu câine rău, iorubule, e să nu mă potreța. Ești cum când zici... Ce camera ai? Sony FX3. Cu cat! Să nu mai dă nezorubule, să nu mă potreța. De 10, da? 10. Salut, eu sunt... Ați citit? Salut, scuze de asta, deranj un sfat pentru anxietate și atacuri de panică. Viața mea, îți jur cu mâna pe inimă că nu știu. N-am avut gen anxietate la modul... Că ți-e frică de ceva? Gen, nu știu, ai un eveniment important și la modul ai emoții și simți frică, nu știu. Eu când am emoții, când, bă, singurul mod în care simt emoțiile alea, gen, e când am ceva important de făcut și mi-e frică să nu iasă prost, dar mă pregătesc cât pot eu de mult, gen, și până la urmă îi predau situația lui Dumnezeu, că n-ai, până la urmă nu deții tu control 100%, gen. Ai nevoie de ajutor divin. Din punctul meu de vedere, așa fac eu. Deci eu vă zic cum fac eu, voi o luați cum vreți. Dar nu știu pentru atât acuri de panică ce să spun. Chiar nu știu că n-am avut niciodată. Habar n-am, viața mea, jur. Te-aș ajuta cu cel mai mare drag. Băi, e cineva pe chat care a avut atacuri de panică, a suferit de asta și gen a rezolvat. Aveți un sfat că eu nu știu, vă jur că n-am trecut prin asta. Pentru Adi. Are cineva pe chat? Vă rog eu mult de tot dacă s-a confruntat cineva cu asta și dacă poți să-l ajut cu ceva. Eu am avut anxietate și atacuri de panică timp de 2 ani, dar a trecut și sunt perfect bine. Cum au trecut? Cum au trecut? Gen soluția mă interesează. Adi, te rog mult de tot, încearcă să citești toate mesajele pe cea să vezi care te ajută mai mult. Te rog mult. Să faci exerciții de respirație, să meditezi. Meditația chiar te ajută, bă, la un moment dat. Sau rugăciunile, frate, bă, rugați-vă. Dar rugați-vă cum știți voi și cum simțiți voi, nu neapărat Tatăl nostru sau ceva. Stați voi cu voi acolo și ziceți, vorbiți cu voi, vorbiți cu cineva, faceți ceva, gen. Știți ce zic? Continuăm asta. Bieți, la ora asta,
Eu o spăl la borcane, să am să pun zacuscă. Ia aia îmi trebuie. Am 150.000 de bani așa pe ea. Mamă. Tot ai cetat și bani că era ultima, mă. Nu e bine deloc să ajungeți așa. Așa se întâmplă când devine o dependență. Când nu mai controlați voi lucrul ăla și vă controlează pe voi, gen. Deveniți sclavul lui, gen, cum ar veni. Depindeți doar de ăla. Niciodată să, când dați de o dependență, lucrați cu voi, vă rog eu frumos, să nu ajungeți așa niciodată. Asta nu-i drăs. Ești o fată acolo, că acum nu sunteți minori, știți. Dau și eu 500 de mii să mă simt și eu bine. O iau și... Salut, sunt Futex City. Bă! Olo. Ce salată de roșii am mâncat? O blestemară, ță? Chiar mă întrebam ce de ce are zeamă de am mâncat o blestemară, ță? O făcut să mă cac pe mine. Nu a fost niciun deranj viața mea, te pup și sper că te-au ajutat, gen, eu chiar nu știu, puiule, cu ce să te chiar nu știu, dacă aș ști, ți-ai zice. Dacă zici că nu mergea să trimite lumea, puteau doar aia care aveau minim level 2 pe server, ca să nu trimite prostii să ai probleme cu live-ul, eu mă gândesc la tine și te super pe mine. Dar nu m-am supărat, bă, am zis și eu la mișto, nu mai fi nebun. Te pup. Fasole! Audi, bă, bă, ești nebun? Veniți la tata să vadă fasole! Audi, bă! Ce bun e viața mea! Iar e bine și astăzi, nu? Da. Ce e unchiule acolo? E pește? Pește? Aici sarmale. Pește? Ia ridică sus! Dita mai peștile, bă, bă, e bun, bă. Nu te mai juca, bre, că nu sunt bune. Dar tu de ce juci? De plictiseal. Și eu de prost. Ce BMW-uri, mă, ce Tesla, mă, uitați aici, pilot automat. Bă, căcați pe voi, că Audi, că BMW, că Tesla, o, ce tata aici. Îi dai adresa și a plecat. O, aici. O, bă, bă. Îi dai adresa. Îi dai adresa să duce el, ești de mult la cap. Doar că nu se știe de coletura dacă ajunge sau nu mânca, mă, și grăbost. Îi sări motorul. Oh! 15, bă. N-a poftit. Vai! Asta nu vrei de râs. Până luni, aveți termen până luni să părăsiți Anglia de acolo. Că vă că s-a umflat carnea aia, s-a umflat carnea aia la un pound prin voi. Te pup, Răzvan, mersi din suflet, frate, te pup viața mea. Și aripile. Și tacâmul s-a umflat pe voi. Deci v-am spus să vă intri bine în cap. Până luni aveți termen să părăsiți Anglia. 15, da? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, nea YouTube! Dăruiește 5, avem 10 gratis, băi. Mai dăm 5. Și mai dăm 5. Dăm aici apply, așa. Să fie primit, să-ți dea Dumnezeu sănătate. În fiecare lună îți dă 10 gratis. Da, dar nu de mult timp. Sau nu știam eu? Una din două. Vezi, acum ia, stai așa. Unde-i, mă? Dăm aici. Ia, ce mai avem? Bă, la Shelly deja e reacție. N-are rost să facem reacție la reacție. Ăsta nu reacționează atătoriale. Nu. Uite-l pe David, bă.
Bă, mai țineți minte episodul lui David mâncava jura voastră? Stai așa. Unde am rămas, mă? Tu mi-ai omorât tatăl, l-ai înjunghiat, bă, mucosule, îi dă un pum. Bă, David. Bă, Tom, e Teo 10-ul! Fii atent, stai așa. Deci. Stai așa că este ăsta în care... Bă! Bă, a făcut cineva raid? Stați așa că suntem 3600 dintr-o dată și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Bă! A intrat Jaxi, a intrat... A, e Jaxi! Jaxi, te iubesc, viața mea, mersi din suflet de raid! Te pup, frate! Te pup, oiul meu! Te pup! Mi-e dor de tine, nu ne-am mai văzut de mult! Gata, gata! Bă, mă întrebam ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă că mă uitam, aveam numărul aici și erau 2900 de persoane și într-o dată 3500, gen, și nu înțelegeam ce se întâmplă. Ești nebun la cap, te pup, viața, și-o pe tine, și-o pe tine. Băi, vă pup pe toți, frate, mulțumesc că ați intrat pe aici, eu apreciez maxim, frate. Dulceața asta de Jaxi e o dulceață, cum știe numai el. Fă horror, ăsta e de la tine, Jaxi. Asta e de la tine, că lumea se liniștise cu horror până acum. Vă pup pe toți, frate, vă pup și mulțumesc că ați trecut pe aici, frate, apreciez maxim. Deci, ce urma să facem? Am aici un abonat, îl cheamă David, e viața mea, mă stresează în fiecare zi cu fână a fă, să mă joc fână a fă, un joc de ăsta horror. Și a făcut un script în capa și gura voastră de vrea să fiu eu personajul principal. Și e o nebunie cu Tom ăsta, s-a angajat la un club din ăsta și a aflat că patronul de la club l-a omorât pe taică-su și e un total show, e o întreagă telenovelă în capa și gura voastră și acum... Stați așa un pic, deci am rămas când îi urmăreau, deci a aflat că patronul l-a omorât pe taică-su și după aia a plecat el de acolo și a fost urmărit de doi cu cagulă în cava și cura voastră. Jaxi regele, vezi că ai ceva frumos pentru ziua de azi pe memes, Jaxi TV. Eu mă sau Jaxi? SMT? SMT îi scrie că el are hide la Jaxi. Lipsesc un live și deja s-a făcut un întreg serial. Aparent ești nebun la cap, stați așa un pic. Deci repet, noi am rămas din primul episod la momentul în care a fost urmărit de doi oameni cu cagulă în cava și cura voastră. După care îi dă un pumn în față lui Tom și îi dă și el înapoi și mai tare ca de primul. Stai să facem aici un pic de zoom. Al doilea scoate un briceag, Tom îi dă un picior peste mână, îi cade briceagul și l-aruncă în canal. E o întreagă, ești nebun la cap, Tom era și karatist aparent. Nu zice asta, dar na. Ia un creangă și le dă la amândoi în cap, după fuge. Îl ajunge din nou unul din urmă și îl dă pe jos, îi dă un pum, lângă Tom era un pahar de sticlă, îl sparge în cap și se pune Tom pe el și îl ia la pum până la amețește. Tom reușește în sfârșit să ajungă acasă, deci fiți atenți. Nu numai că ajunge acasă nevătămat după întreaga bătaie și așa. Da, a închis live-ul și nu știu dacă a văzut. Bă, probabil o să-l vadă el, stai liniștit. Deci nu numai că după bătaia asta el ajunge întreg acasă, dar ajunge și cu pâinea pe care l-a pus măsa să o ia, mâncați-o jurată. Deci ajunge cu pâine. Și-l vede mama lui și-l întreabă. Ce ai făcut, băi, băiatule, te-ai bătut pe străzi? Da, ghiși ce, am vrut să mă angajez la un club și am descoperit că patronul de la club l-a omorât pe tata și după a trimis doi boscheți să mă bată în stradă. Cum ai tras tu concluzia asta? Mă trimisese să iau o cheie din biroul lui și într-un sertar am găsit un dosar cu numele tatălui meu și l-am deschis și am aflat că el m-a omorât. Mama lui Tom a început să plângă. Stai liniștită că o să mă răzbun, vreau să-l bag la pușcărie. Deci Tom ăsta sunt eu, bă. Tom e de fapt EO10, mâncava și gura voastră, stați așa un pic. Să-l găurească ei acolo pentru ce i-a făcut lui tata. Cum să-l găurească viața mea la pușcărie? Deci ăsta o dă în plus 18. Dar întâi o să mă ocup personal de el. Mamă, sunt nebun, mă. Sunt nebun, în serialul ăsta sunt nebun rău de tot. Cum poți să iau membru gratis? Trebuie să ai noroc, viața mea, dacă vrei. Vezi, reacționez la videole mele, te implor. Vezi, o să mă uit la... Dau un ochi aici pe script. Și după aia o să intrăm pe linkurile alea de pe serverul de Discord. A doua zi la facultate, Tom se întâlnește cu Ralph și îi spune cum s-a bătut cu doi indivizi, așa. Deci după ce ne-am despărțit, am văzut două persoane, așa. I-a povestit lui Ralph, ok.
Într-o pauză, Tom vede o fată frumoasă la sala de mese, Milena. Mamă, Milena, mâncați-e jurata. Milena nu e aia din Mortal Kombat? Fata era nouă în facultate, dar avea un iubit bătău. Și Tom se uită la ea, îi zâmbește și ea îi zâmbește la loc. Iubitul ei pe nume Alex îl vede și când Tom așteaptă la gândintă, vine spre el și îi spune: am văzut că scurg ochii după gagica mea, eu să stai departe de ea, mamă, deci eu practic m-am îndrăgostit de gagica lui 1, mâncați-e jurata în serial. Tom se uită la ea și nu zice nimic, apoi Alex pleacă. Tomul și-a mâncarea și stă cu Rala la masă. Ce ți-a zis tipul? A văzut că m-am uitat la gajița și mi-a zis să stau departe de ea. M-am uitat calm la el și nu i-a spus nimic. Am înțeles, poate eu fur și râde ăsta, nu se știe niciodată. Șmecherii fură gagicile la fraieri. Băi, Davide, cine te vezi, viața mea? Bă, voi l-auziți, mă? Șmecherii fură gagicile la fraieri. Tom și Gural se fac că nu-l văd, dar acesta strigă pe Tom. Tom, stai că vreau să vorbesc ceva cu tine. Îmi pare rău că te-am atacat, că scuze, vreau să-ți ofer niște bani. Scoate Bogdan un tank și vrea să-i dea, dar Tom îi dă cu mâna peste tank. Sunt 10.000 de euro acolo, eu să nu-i refuz. Tu și mama ta veți avea nevoie de ei, nu știi niciodată. Deci Bogdan de neant a vrut să-i dea bani. Patronul de la club e Alex Pelea. Mamă, nu se poate. Revenim la reacții. Stai așa un pic. Deci patronul care l-a omor pe tata în serial, gen, e Alex Velea, mânca mai. Stai așa un pic. Teo, 10 îți vezi. Reacții pentru live. Ia. Avem așa, ăsta așa... Bă, Jimmy, ăsta e postat de mult, mă, ia stai așa. Bă, după cum bine știți, eu... Acum 10 zile, l-a văzut toată lumea, mă. Bogdan, ăsta e postat acum o grămadă de timp, ăsta ce la fel, ăsta nu... Mai avem, mă, un d-ăsta cu faze de-astea amuzante. Ce-ați grasea să aficionez papara vosotros? Ce-ați grasea să aficionez papara vosotros? Muchas gracias aficiones para vosotros. Să same fix Alex Velea. Muchas gracias aficiones. La ce mai reacționăm bă și noi? Un sfat pentru Bac, fă variante viața mea. Neapărat, fă variante. Hai mă bate scheletele, ce face ăsta mă? Perfidel dracu tu să fii. Mai comentez mă bunăule? Mai comentez? Simă! Ce e acolo, mă? Vezi? Uite acolo, bro! Uite acolo, bro! Are arfe până mă vede și tremură. Până-l iau la capace. E violent așa. Uite acolo, bro! Uite acolo, bro! Aaaa! Cum era să cadă mâncava și curaua asta? Rasa mătii! Mă, ce dracu am făcut mă pastilete, mă? O mână nu mai are. Au câștigat voce. Bă, invers, cred. Gata, are două mâini iar! Desfacă, stai că nu se vede că ăsta are 16 metri, 60. Îți desfac asta cu dinți, ai văzut pe TikTok cum desfacă aia cum la programare. Legole, dau așa și vă desfac. Dar fii atent, știu eu. Păi ia asta în gură, îți trag așa un ambar pe aici și sare capacul așa. Nu, pe bunii, fără catering, deci când i-am dat așa down left. Direct. Pe bunii. Bine, băieți. Fiare, ești pregătit? Aha. N-a trec, badane, n-a trec, du-te în... Pui mâna tu, și tu să faci tu. Mai e din singură ea. Să mor eu. Bă, ești prost? Mă jur, doamne, am acum...
Bă, dar parcă noi am reacționat, parcă am reacționat pe live, bă, la clipul ăla. Și era prank gen. Dacă vrei să râzi, uite de la Paul Nedel cu eu. Paul, dacă mă uit și nu râd deloc, ce-ți fac? Dacă mă uit, Paule, la tine și nu râd deloc, ce-ți fac? Unde-i Paul Nedel? Că mâncați ești gura ta, că nu-l găsesc. Este așa. Stai că am găsit. Salut și bine v-am regăsit la un fel de vlog slash anunț. M-am rupit la deget. Nu mi l-am schimbit, fisurat, rupt sau ceva de genul. Nu știu, mi s-a întors un fel în osul, m-a întors sau ceva de genul. Grav. Nu mai puteam să-mi iei degetul deloc și așa mai departe. Și am vrut să fac un videoclip să vă anunț că o să mai postez ceva vreme. Că na, n-am cum, decât cu o singură mână. Nici trepiedul nu mi l-am luat. De ce nu poți să postezi cu o singură mână? Te filmezi așa, ce doamne iartă-mă. Tocmai, deci tocmai se filmează cu o mână și a postat clipul ăsta și zice că nu mai pot să postez, că na, nu pot cu o mână. Ești un pic la filmare, doamne, la plimbare, cu un mall, la moșică, bineînțeles. Da, mă filmez și pe moșică pentru că se simte un pic arom. Nu pune aici așa. Da, vezi că, no joke, Paule, îmi place cum vorbești pe vlog. Vezi că se vede, n-ai emoții, ești cald, ești astea. Vezi că îmi place, fără nicio caterincă. Acum, nu știu ce ai caterincă pe vlog, viața mea, că sunt și lungi, sunt 30 de minute. Gen, da, mult succes în continuare, puiul meu. Am încredere în tine. Rip minge, ia. Să tătă-ți lumea, azi vreau să ne jucăm cu Lăzbar Challenge. Asta a fost prima parte, una, s-a adus filmarea de toți și suntem împreună cu Bogdan. Salut! Bogdan mai bine în spate! El filmează! Și nu știu dacă mai facem cum arunci cu mingea Bogdan acolo sus, partea întâi. Și merge, începem? Hai să începem, hai! Hai să începem, scor o să fie prima trei. Și de asta începem de la penal și după o să începem de la non-power. Danu și Bogdan de Paul. Cine a zis asta, băi, X-Boys? Doamne, nu se poate. Auzi, mă, cică Danu și Bogdan de Paul, Wish, mă, bă, nu mai fi mă rău. Mă urcăm în sus. La nivelul... Doamne, nu se poate! Nivelul ăsta... Arunci mingea și dacă o dai la... Bun, acum hai să dau și eu... Uite-l pe Bogdan! Să mai de acolo, hai să vedem... Mamă, e... Cum? Bun, acum hai să dau și eu, sper doar să... Să mai de acolo, hai să vedem... Mamă, e... Bă, i-am găsit pe Bogdan și Dan, nu vine să cred! Am oftică, eu am dat-o pe hă, era bine pusă. Asta e așa și era bine pusă. Hai să dea Bogdan acum. Da, eu, dar până aici. Bă, ce 20, că nu mai facem challenge, n-am zis că facem challenge. Bă, bă, v-am zis de la început, v-am zis, nu facem tot live-ul challenge. Dacă râd, dau 5 membri, am făcut la clipul ăla. Bă, cât mă mai băgați la plată, mă, frate? Nu am zis că facem în continuare ăsta. Așa, acum mă oftic, că eu, mamă. Ce prost e. Bun și crossbar challenge. Iese, ia, ce ăsta mâncați aici gurat? Bun găsit, prieteni! Într-o noapte, pe când se întorcea acasă, pe jos, printr-o zonă împădurită,
cineva a dat peste un skinwalker. Omul a auzit niște sunete ciudate. În loc să se întoarcă în oraș și să ia un taxi, a decis să filmeze. Bă. Dar cine s-a... De ce filmează random pe stradă așa? Na. Explicați-mi și mie. Momentele de genul ăsta, da? E seară, te duci acasă. Ce-ți vine, mă, să scoți telefonul să filmezi? E regizat ăsta, 100%. O ființă umanoidă, palidă, s-a năpustit asupra lui din beznă. Văzând-o, omul nostru a luat-o la fugă spre oraș. Real sau fals? Bine, se afla în tura de noapte când a văzut o femeie pe margine, care i-a făcut semn să se oprească. Incidentul a avut loc pe drumul Luacan, considerat bântuit de localnici, și a fost surprins de camera de bord interioară. Este camera de bord interioară. What? Nu se vede pe cameră, bă! Deci cineva în locul ăsta... S-a urcat. Și nu se vede. Mă, Paul. Am reacționat la clip, m-am uitat. Pentru promovări avem niște prețuri. Bă. Mă deranjează când lumea e nerecunoscătoare, mâncava și gura voastră. Aveam vreo obligație să reacționez la un clip de-al unui abonat? Nu cred. După ce că am intrat, acum zice, da, nu mă ajut și cu o mică promovare. Am în viața mea. Păi frate, nu s-a văzut, gen, nu cred că a fost acolo niciodată. Da, dar eu n-a s-a văzut. Nu, ce dar rău. Chis, ia. Stai, ce se mai întâmplă ceva? Ușa mașinii s-a deschis. Da, uite. Jeric a spus că a văzut cum femeia s-a urcat, ba chiar a vorbit cu ea, dar camera nu a putut-o surprinde. În mașină nu s-a aflat nimeni la ora aceea, nimeni vizibil. Câteva momente mai târziu, când s-a uitat în oglinda retrovizoare, a realizat că pasagera nu mai era în spate. O altă cameră orientată spre exterior. Bă, continuăm să reacționăm la asta horror sau ne mutăm pe amuzant pe d-astea? Rafa Dona de 1 euro. Mulțumim. Reacționează la farsă lui Bogdan. Stai așa. Stai așa să facem poll, că nu știu de ce sunt prost și întreb așa. Deci stai. În continuare la ăsta sau schimbăm? Ăsta... Schimbăm. Am scris schimbăm, dar... Na. Știi cum e. Ne mutăm azi, stai așa. Cu
cum poate un membru de-al meu, bine, probabil a primit membru, îmi zice că intră, auzi ce scrie pe chat, că intră un alt streamer în 30 de minute, că să intrați la el. Mă, ce e în mintea voastră, mă, frate? De ce ați face asta, lol? What the fuck? Deci, o fată scrie pe chat că intră cineva live în 30 de minute să intre la el. Bă, se mete, tu vezi, mă, mâncați-ași gura ta. Deci ăsta, da? Haide, let's go! A surprins drumul lui Akan, chiar înainte ca Jerick să oprească. Era gol. Acolo stătea femeia, chiar în acel loc. Să fi fost o fantomă? Deci nu s-a văzut nici pe aia din față, ok. YouTuberul Nukestop5 a primit o filmare bizară din Slovacia. În 2020, Tobias împreună cu fratele și vărul s-au dus să exploreze o casă sinistră. În timpul celui de-al doilea război mondial, soldații nemți au pătruns în casa aceea și au ucis proprietarul în fața soției sale speriate și a celor trei copii. Se spune că spiritul acestuia continuă să se arate. Tobias și ceilalți doi aventurieri curajoși au trecut pragul casei și... Putem spune că era moartă după șofer. Bună rău, băi! Băi, tot X-Boys! X-Boys, viața mea, ce scudumele astea pe tine, viața mea! Ți-am dat moderator, viața mea, că m-ai făcut să râd a doua oară! Sceptici. Raul, te pup, bro, mersi mult de donație. Bă, lumea, bă, nu, deci voi vreți să, bă, cred că facem, donăm 5 membri când mă enervez, mâncați-și, că pe live-ul ăsta mă enervez. Băi, viețile mele, nu mai numărați membri, că am zis că nu facem tot live-ul când râd, donez 5 membri, am făcut doar clipul ăla, gata! Deci lumea scrie pe chat acum 25 de membri, că am râs adineauri. După reacționez, nu știu dacă reacționez la Bogdan, vreau să reacționez la clipurile astea, dar nu le știu, mă, să fie reacție, pe viu. Stai, mă, stai că nu sunt atent aici și se întâmplă ceva, stai așa. Deci ăsta e în casa aia de să zice că e spiritul ăla de a ucis pe proprietar, da? N-am văzut nimic eu. Oh, mamă, ce m-am speriat. Facem, bă, facem când mă sperii, donez 5 membri acum, da? Deci avem 5, că m-am speriat, uite, na. Mamă, se vede, bă, uite, se vede clar aici cineva. Voi vedeți? Hai, avem 5, ca să nu ziceți că sunt ăla. O farfurie s-a aruncat la podea. Imediat după, camera a surprins ceva și mai terifiant. Mamă, mi s-a zbârlit pielea pe mine, ești nebun? Un chip grotesc, care stătea în întuneric și îi privea. O entitate paranormală sau o simplă farsă? Voi decideți. Nu pare farsa asta. Da, da. Un clip bizar, postat pe TikTok în 2024. Arată un bărbat care stau levitează. Așa. Deci care ce? Arată un bărbat care levitează. Wow. Omul își mișcă mâinile la început, făcând un fel de ritual. Apoi se întinde și începe să plutească, sfidând gravitația. Ce, Doamne iartă-mă, asta, bă, ești nebun la cap? Bă, faza e că am tot văzut că există Shaolin de ăștia, bă, șamani de stau pe-n munți și se antrenează foarte mult timp și ajung să leviteze, dar nu așa. Eu așa ceva n-am mai văzut. Pentru a le arăta privitorilor că nu e legat de o sfoară, omul ia o coardă și începe să o miște de jur împrejur, nu, inclusiv pe deasupra. Nu pot să cred, ești nebun la cap. S-o sară în aer. Un simplu truc,
un fals. Voi ce nu credeți? Nu știu ce să zic, e green screen, pare, da. Pare ceva ciudat în mișcări. Să vă în mai mișcări arăt un clip pare bizar, ceva ciudat. Surprins de o altă cameră în viața reală, ia. Acesta este ceva mai vechi. Stop the cap, bro. Circulă da, pe internet că e, de anul. Da, de acord. Cineva, după ce și-a cumpărat o bicicletă nouă, a decis să pună camera pe trepied și să dea o tură demonstrativă. Afară era ceață. Prin ceață. Iuhi cu o donație fără să-mi ceară promovare, de când nu s-a mai întâmplat asta, Doamne. Iuhi, să-ți dea Dumnezeu sănătate, bro, îți mulțumesc din suflet. Mare respect pentru Iuhi, W pe chat. Love mult, Iuhi, apreciez maxim, din tot sufletul meu apreciez. Te pup, Iuhi, mersi mult de tot, bro, apreciez mult. Love, Iuhi. Și l-a călcat mașina, pe cine mă, pe ăsta de levitează sau pe cine? Stați așa că n-am fost atent aici. Deci stai așa, ce este? Cineva, după ce și-a cumpărat o bicicletă nouă, a decis să pună camera pe trepied și să dea o tură demonstrativă. Bă, vă dați seama, Paul pune în clipuri aici ce găsește. Vă dați seama că nu inspectează, nu face el pe detectivul. Până la urmă el face un clip, rămâne la latitudinea violului să decidă. Ăsta e adevărat, ăsta e fals, el doar face contentul, știi? Și îl face foarte bine. Chiar o să-i dau subscribe. Sunt subscribe? Nu. Ia uite, bam. Afară era tare, ceață. Tare rău. Prin ceață bântuia ceva terifiant. Priviți. Hi all. Yeah, this is just a quick bike test. Și la viața mea cameră și filmează. TT bars, my Flavius te pup, bro, mersi mult de tot. O să merg pe cronometru până la tufișurile din capă și înapoi, ia. I'd say it's about 200 meters. Bă, voi vă dați seama, mă, frate. Bă, da, de fapt s-a întâmplat și la noi. De fapt, stai, că era să zic cum ar fi să... Iuhi, pentru o promovare, iubirea mea, la un clip, dacă se poate. Ah. Păi, nu mi-ai lăsat link, mă, de la ăsta. Ah, gata, acum am văzut. La ce clip? Lasă-mi un link acolo, în ăsta, mă. Gata, am văzut mesajul. Dar trebuie să-mi lași un link, că nu știu la ce clip te referi. Bă, da, e ciudat când donează cineva fix 70 sau fix cât e prețul din descriere, știi? N-are mod ca să pună link. Păi și eu ce să fac, mă, acum? Este. Ai cum să donezi un euro cu link-ul și eventual ți-l dau înapoi sau ceva, nu știu. Dar de acum, dacă vreți să fac promovări la ceva, lăsați-mi și link, că n-am cum să găsesc clipul respectiv. Știți ce zic? So here we go. After this car. Ia, deci a trecut mașina și face cronometru, da? Merge cât de repede poate, ia. Ce se dă, nu se mai... Ia, mă, deci se duce ăsta și că se vede ceva, dar ce? Vedeți ceva, mă? Bă, dacă e jumpscare de ăla, mă concentrez să văd ceva și mi-apare pe tot ecranul, dau bloc. Leacă, mă, că nu cred. După ce de unde a apărut, bă? De stătea după copac, a ieșit din copac? Da, mă, dar uite că se vede, că iese direct de acolo.
Vi se pare fake ăsta? Mă, faza e că uită-te că apare fix, se vede că e după copac, gen nu prea apare green screen. A ieșit gen după copac. Uite că sunt crengile în față, știi ce zic? După ce biciclistul s-a îndepărtat, fake, a apărut o siluetă înaltă, sinistră, cu membrele lungi. Mă. E adevărat, e Slenderman. Un fel de bărbat care străbătea câmpul, umblând atipic. Avea undeva la 3 metri. Biciclistul nu l-a văzut. Din fericire, s-a întors înainte de a fi prins. Îl vezi pe la vere? That's that. Puiule, uite-te în spate, te rog eu. Minute 10. Mă, și ăla tot merge. Internauții au încercat să explice apariția. Unii au vorbit... Bă, frate, dar fiți atenți. Teozeciu Rafaelix Slater. Bă, frate, mie mi se pare interesantă. Uite, uitați-vă aici ce se vede, da? Hai să intrăm, hai să intrăm. Hai. Bă, fii atent că îi se aude ceva. Ia stați-mă așa. Auziți-e cineva pe aici fără mișto, că noi nu, suntem prietenoși. Voi vedeți cât de clar se vede globul ăsta aici? Frate, mie mi se pare interesantă rochia deci asta. Deci ăsta... Eu vă spun sincer, eu cred că ăsta a fost Spirit Orb de ăla, pentru că... Tot în clipul ăsta, Rafael și Slider nu mă cred nici în momentul de față, că iau impresia că-i mint. Dar noi când ne-am întors aici la mașină, unde ne-am întors, mă, la mașină? Pe aici, pe undeva. Uite aici. Acum sunt groasă glumă, ești nebun? Sunt groasă glumă, băie, te cred că ai desfăcut aia la benzină. Uite, bă, jur că nu. Cu deci, mașina mea când este blocată, nu e geam acolo, nu e reflexie din geam, pentru că acolo nu e geam. Era o fereastră înainte, dar nu mai era, puteai să intri până el, era gen afară, vedeai afară, de-aia zic, înțelegeți? Poate cineva dintre noi s-a așezat. Întreba cineva de ce râd forțat. Vedeți aia, dacă ție ți se pare că râd forțat, puiul meu, nu știu, așa râd eu. Așa cu curul pe ea. Deci... Mașina mea, când este blocată și ca, cred că toate mașinile, sau marea majoritate, habar n-am că nu mă pricep la mașini, vă spun sincer, nu mi se deschide ăla de la motorină. Înțelegeți? Mă, ce Danu, ce mă Iosif? Și am blocat mașina, am plecat să inspectăm pe acolo totul, când ne-am întors era aia desfăcută. Cum? Cum explicați? Bă, Yuhi. Bă, l-ați mai văzut pe Yuhi în chat? Yuhi, lasă-mi link, mă, viața mea. Ai cum? Nu te-am mai văzut pe chat. Mă, nu merge cu curu. Nu merge cu curu. Ia, stai așa. Unde era, mă? Unde era? Paul, ăsta e aici. Paul, aici. Nu merge viața mea. Ia stai mă așa. Ia vezi viața aia dacă merge acum. It's the Slenderman. Creatura menționată. N-a deschis-o, n-a auzit, mă, că nu merge. Cheile erau la mine. Teo, se vă muci. Scuză-mă viața mea. Fictivă. Avem aici apariția reală care a inspirat legenda. O filmare virală a lăsat oamenii din toată lumea fără cuvinte. A fost surprinsă la ceas de seară, pe o stradă pustie. Oricare așa, dintre gata. Noi ar fi putut... Stăzi-mă așa un pic, pauză un pic. Deci, Yuhi, am fost la cel mai tare derby al Bavariei cu 5 goluri și 2 penaltiuri, FC Augsburg și FC Bayern.
Vă salut, prieteni și bine. Ia uite-l pe viața mea, pe Iuhi. Ia uite-l. Nice! Gen cum au fost acum Tudor cu Bercea, cu Improved, cu viața aia, au fost să vadă Cristiano Ronaldo cu Messi până Arabia. E tare tipul ăsta de content, gen cu fotbal. Dacă sunteți pasionați, să vă las aici link. Hai să-l ajutăm și pe Iuhi cu un like acolo. Vă roagă fratele vostru mult, cu un subscribe dacă vă place, dacă vreți să-l susțineți acum la început de drum. 100% apreciază și apreciez și eu că mă bucur că-l ajutăm, gen. Vă las aici dacă vreți să vă uitați și Iuhi, mersi din suflet de donație, bro, te pup. Continuăm asta. Trece printr-o experiență pe o stradă pustie, fără deci cuvinte. Deci stai așa, femeia de pe drum, da? A lăsat oamenii din toată lumea fără cuvinte. A fost surprinsă la ceas de seară, pe o stradă pustie. Oricare dintre noi ar fi putut trece printr-o experiență de genul. Povestea din spate este simplă. În timp ce alerga, un bărbat a văzut o femeie. Inițial nu i-a dat atenție. Bărbat a văzut o femeie bizară. Inițial nu i-a dat atenție. Când a dat peste ea din nou câteva minute mai târziu, pe altă stradă, a decis să o filmeze. Era clar că aceasta îl urmărea. Se ținea după el. Auziți, mă, dar eu vreau să vă întreb ceva sincer pe voi după cea, da? Dacă, Doamne ferește, e seară, da? Și vi se întâmplă ceva ciudat, instinctul vostru e să scoateți telefonul să filmați? David, te rog frumos, lasă-mă și pe mine. M-am uitat la ăla, m-am uitat la primul. Nu mai pot să mă uit. Nu am cum să fac live-ul despre scriptul tău. O, secret cu 20 de membri. Mamă, secret, dacă acum donezi și 100 de euro și îmi zici că vrei să mă bați la LOL, deja am un mare deja, bă, ești nebun la cap. Te pup, bă, mersi mult de tot de membri, frate, apreciez maxim. Eu o bat, nu o bat, eu nu, eu fugeam. Păi asta e faza, că și eu, frate, eu, dacă mi se întâmplă ceva de genul, vine cumva... Vezi că îmi vine din instinct mie, dar faza e că eu mă gândesc mereu la chestii pe care să le filmez. Se întâmplă ceva, scot să filmez, asta e instinctul meu. Dar gen cine nu face chestia asta for a living and on a daily basis, că știți că eu sunt american, I'm American, I mean, you know, I know English and stuff and English. Gen, nu cred că ia la fugă și atâta. Și uite, viața mi-a scos telefonul. Clar că aceasta l-urmărea. Se ținea și după și filmează ea. Da. Mamă, mi s-a zbârlit pielea pe mine. Uitați-vă cât de creepy e. Nu pot să mă uit, bă. Are o... Mamă! Are ochii negri. Dă-i play și pleacă. Ferească Dumnezeu! Nu, nu pot să... Bă, m-am speriat grav, 10 membri. Doamne, bă, nu pot să mă uit la ea, vă jur pe cea mai scump, vă jur pe cea mai scump, că mi se pare... Nu, deci eu nici... Nu pot... Bă, îmi fac cruce aici și vă jur că nu exagerez nimica, nu pot să mă uit la ea, mi se pare extraordinar de creepy. Femeia este îngrozitoare. Bă, poate să fie fake, poate să fie demonica. Tot. Normal că e, normal că e fake. Dar este extraordinar de creepy. Era serioasă și rânja în același timp, dacă se poate așa ceva. Lumea a spus că îl urmărea pe alergător cu intenția de a-i face rău. Nu mai pot, nu pot să mă uit. Poate că era posedată. Nu se știe. Bă, te rog eu, nu mai arăta imaginea asta, nu, mamă, mâncați-ași gura ta. Deci poate să fie fake, poate să fie de toate. Ce sperieți a băgat în mine femeia asta s-a terminat, ești nebun la cap. Deci dacă vreodată vreau să fac un film horror sau ceva, îi iau privirea. Ce s-a întâmplat mai departe? Ne putem doar imagina. Vai de capul meu! Voi cum ați fi reacționat într-o situație similară? E fake 100%, n-ai cum să-i duci unei de-astea cu telefonul în față să o filmezi și na, să nu facă nimic, să nu se întâmple nimic. Școlile goale. Doamne, deci eu îmi imaginez cum ar fi fost viețile mele să o văd eu pe aia pe stradă, deci să se și uite așa la mine.
să întoarcă capul cu mamă, mi s-a zbârlit pie. Nu, eu leșinam, mă. La mine aia era capacul. Era caput. Eram șlafen. În secunda 2 șlafen pe jos. Visam, ești nebun la cap? Au ceva neliniștitor. Îi trăgeam un șlap în cap. Hai că îi trăgeai dacă e. În 2016, doi ofițeri de securitate din Argentina au mers pe urmele zgomotelor bizare, auzite după program într-o școală. În afară de ei, în clădire nu se mai afla nimeni. Se simte frig, Pero sí, boludo, ¿no escuchaste? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, boludo? ¿Me escuchás? No escuché nada, boludo. A ver, ¿verdad? Está cerrado. Ah, pensé. Ah, hay como una cortina ahí. Sí. Era sub 0 grade, era indicio, traía esa notice en notice. ¿Me escuchaste, boludo? Sí, boludo, para mí que por allá, o ahí, no sé. S-a văzut ceva? Pulca era. De ce mă sperii? De ce mă sperii? Nu mă așteptam să mă sperii, nu mă așteptam să se întâmple ceva. M-a speriat de sunet mai mult, de sunet m-a speriat. Ai grijă căci că femeia a ajuns până în România, bă! Viața aia e Silvia Black, e moartă din 2019 și că cere bani la oameni și dacă nu îi dai bani, ferească Dumnezeu, terminați cu astea, băi! Băi, frate, la un scaun și vă zic și de ce, pentru că era liniște totală. Faza e că nu mă aștept la clipurile de genul ăsta să aibă un fel de jumpscare-uri, la jocuri mă aștept, știi? Dar la ăsta nu mă aștept. Nu știu, bă, a băgat frica mine rău de tot aia cu ochii aia negri, așa. Deci ochii aia negri la o persoană mă doamne, ferească Dumnezeu. Un scaun. Infinite Gaming, mersi mult de tot de membru, bro, te pup. Care s-a mai mișcat până să ajungă ei, judecând după poziție, a prins viață. Lăsându-i pe bărbați muți de uimire. Faza e că nu se vede nicio sfoară aici. A fost tras de o fantomă? Mamă. Sau de un complice cu oanță? Bună întrebare. Infinite Gaming cu 10 membri cadou. Infinite Gaming, inimioară pentru tine. Inimioare pe cea pentru Infinite Gaming. Vreau să văd pe cea, numai inimioare viețile mele. Numai inimioare pentru Infinite Gaming. Te pup, bă, mersi mult de tot, frate. Apreciez maxim. După ce s-a mutat într-o casă nouă, Francesco a început să fie terorizat de paranormal. De la șoaptă, Francesco a început să fie într-o casă de-asta. Uitați-vă cum arată, îți inspiră direct horror. De unde ai luat tricou viața aia de pe Trendyol? Terorizat de paranormal. De la șoaptă la obiecte vii, alergând prin încăperi. Toate experiențele l-au făcut să creadă că un demon își bătea joc de el, până și la baie. Empiezo a grabar porque estoy collando sonidos desde el baño muy raro y estoy solo en casa. No. Grijă. Aolo. Mi-e frică. Viețe, mi-e frică. M-a luat frica, mă, cavajcura asta. A băgat frica în mine aia, bă, cu ochii ei negri. Ne vedem curând, zeciule, zice Infinite Gaming.
Când viața mea ne vedem? Te pup, bă, mersi mult de tot, frate, apreciez maxim Infinite Gaming. Te pup, mă, puiule. Când ne vedem? Stai așa să mă iau cu ăștia de gât, bă. Da, bă, se vede, uite, se mișcă ceva. Ceva se afla în spatele perdelei. Ceva ce Francesco n-a avut voie să vadă. Zilele următoare, demonul și-a făcut iar simțită prezența. Bă, știi ce vibe mi-a dat ăsta? Vă jur, băi, viețile mele, știi spatele ce vibe perdelei mi-a dat ăsta? Când eram, deci fiți atenți, când eram mic, mă uitam, eram acasă, mâncavașul ăsta, eram pe Skype, că nu era, de fapt, cred că era Discord-ul, dar nu știam, n-auzisem eu de el. Stăteam cu tovarășii și ne ziceam, bă, vedeți că e fenomene strani pe HBO sau pe ce, Doamne iartă-mă, eram o fenomene, pe Discovery, nu mai știu, pe HBO sau Discovery. Și dădeam pe televizor mâncavașul ăsta și ne uitam toți și fix vibe-ul ăla, gen, mi-a dat copertina asta, dacă zic, de fenomene strani. Erau alea, da mă, fix așa se numea, fenomene strani. Mamă, și mâncava și gura asta ce mă speriam la alea. Nu mai puteam să dorm, bă. Deci nu mai puteam să dorm, ești nebun la cap. Mă, frate, ce e Sylvia Black? Sylvia Black. No! Nu pot să cred, bro. No. Bă, Infinite, nu prea reacționez eu la piese, mă, viața mea. Nu prea îmi place să reacționez la piese, pentru că nu sunt în domeniu. Nu prea îmi place să-mi dau cu părerea de piese, având în vedere că am zero skills, gen, știi? Te pup, bă, mersi mult de tot de donație, apreciez maxim. Am găsit-o pe asta, bă. Unde e, mă? Unde, Doamne iartă-mă? Uite-l aici. Sunt în comunitatea de 2 ani. Mă bucur mult. Mulți înainte, Andre. Și eu. Apreciez mult de tot. Mă bucur că ești aici încă. Și că mă bucur că te simți bine. Asta e ceva ce Francesco n-a avut voie să vadă. Bă, vedeți că m-am uitat la un serial și șmecher rău de tot cu CSI. Pe Netflix e Lincoln Lawyer se numește. Vedeți că e tare rău de tot. L-am văzut cred că în 3 zile. Criminal, dacă n-aveți un serial la care să vă uitați acum sau ceva. Deci mi-a plăcut maxim. Zilele următoare, demonul și-a făcut iar simțită prezența. Deci tot în aceeași casă. Ia vezi, mă, porni jucăria aia, ești nebun? Bă, dar, nu știu, bă, n-aș putea să mai stau, bă, frate. Bă, dacă s-ar întâmpla... Hai, odată dacă se întâmplă, na, zici și tu că s-a întâmplat. Se întâmplă a doua oară, se întâmplă a treia oară. Cum faci? Mai stați, mă? Ne vedem duminică, bă, da, duminică seară fac tot posibilul să mai facem un live. Bine? Și eu plecam, ești nebun, eu nu pot să stau. Que vienen de la habitación. Hola? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hay alguien en mi casa? ¿Hay alguna entidad? ¿Erai sub pat? ¿Ce? ¿No eram plecat? Mira, Chico, mire. What? I-a închis ușa, nu? Mira, Chico, mire. Hola? Ușa de la capătul holului s-a închis de una singură. Sunetele l-au îndemnat și altă dată. Deci e vorba în serial despre un avocat, viața unui avocat, dar e tare, e marfă, o să vă placă, credeți-mă. Señores, estoy grabando porque estoy escuchando otra vez. E cu misteri, așa, e tare. Escuche. Que cojones? Hostia! Coño? Acaba de encender otra vez el aparato ese.
Iar s-a pornit ăla, mă. Nu știu, bă, Andrei, dar mi s-a zbârlit pielea pe mine, ești nebun la cap, ca să sunt și în teorie. Hai, poate unele sunt fake-uite, unele sunt adevărate, trebuie să fie și adevărate unele, ești nebun? Aflat la capătul puterilor, Francesco a cerut ajutorul oamenilor. De locos, acabo de encender las luces, me acaba de despertar un golpe de loco fuera de mi cuarto, entonces yo quiero pedir a alguien que sepa de cosas paranormales, ¿no? Que si me puede ayudar me deje algún consejo en la caja de comentarios, porque encima hoy me entero de que falleció una anciana en esta casa. Paul a devenit viața mea supremă. Muchas gracias, aficiones, Paul, para vosotros. Tot, frate. Apreciez maxim. Te yo me fui de mi anterior casa porque creía que era la casa y no, hay algo que me persigue. Y no sé si tendré un don o no, pero es una cosa de loco. Señores, en la caja de comentarios, por favor, si me pueden dar algún consejo urgente de que pueda hacer, se los agradecería. Porque esto es de loco. Buenas noches. Așadar, Francesco a mai experimentat paranormalul în trecut, iar în noua casă a murit cineva. Aole. E posibil ca aceste două elemente să se fi unit. Un preot i-a dat niște informații neplăcute. Conform acestuia, entitatea nu avea treabă cu casa, ci cu Francesco. Pe el îl urmărea. Cine știe de unde? Cine știe de când? Buena, padre José, mire que mi-am dat su numero y quiero hacerle una consulta, si no es molestia. Que me están sucediendo cosas en mi casa. Am plictisit de Fernando ăsta, am înțeles, era horror pe acolo. Next. Telefonul pe trepied și s-a culcat. Tot, bă, tot Fernando. Vai. Femeia care și-a pierdut viața acolo. Ea se auzea. Până la urmă, demonul s-a arătat. Francesco se juca pe calculator. Odată ce sunetele au început în hol. Dacă se juca LOL, îl cred, dar nu cred. Nu cred că se juca LOL. Se juca LOL vieține sau nu? Păreri? A filmat. Să mor dacă am auzit ceva, vițe? Nu cred. Avem de-a face cu un caz real de bântuire sau cu niște falsuri bine realizate. Hai să vedem cum apare. Dacă v-a plăcut episodul, nu știu ce să zic, nu uitați să-i lăsați. S-a zbârlit pielea pe mine, dar nu știu ce să zic, sincer. Gata, mă, s-a terminat. Nu știu ce să zic. Câți membri avem? 15, nu? De dat. S-a blocat ăsta, bă. Apare dintr-o parte, dar nu știu ce să zic. Dați așa să dăm ăștia. Mamă, ce bine stau așa pe spate, reacționăm așa, Caterin, îmi place. Îmi place! Prima dată 10, după aia 5, că n-avem de 15. Sunt puține reale. Bă, faza e că nici n-ai cum să distingi, mă, real de fake, pe net. Sunt multe, într-adevăr. Unele sunt așa, unele sunt așa, nici nu știi, frate, pe bune. O bune, că nici nu știi. Ce mai lob? Ia să vedem. Ia să vedem ce mai avem de aici. Oricum, tare rău de tot, Paul de Adrian. Marfă. Mitică gelos, aurică la sală de fitness. Mm-hmm.
Măi, Mitică, adevărul că la tine acasă e mâncarea tare bună. Nu mă mir că te-ai îngrășat 10 kg. Eu? E, Cornel, nu te uiți un pic la tine, că am impresia că vorbesc cu balena la masă. Uite întâi la tine și după aia vorbesc de alții. Băi, ai dreptate. M-am îngrășat și eu o leacă. Dar nu-i vina noastră, Mitică. E vina Aurică-i că faci mâncarea asta așa bună. Bă, da, trebuie să ne uităm și la mimuri. Mitică, îți place cum îmi stă în colanț? M-am pregătit să merg la sală. Mi-am reînnoit abonamentul, iar astăzi o să lucrez biceps femoral și fesier. Hai, te-am pupat! Pa! Ce sale ai? Samurai, femurai? Stau la fel ca tine. Cred că bastonașul ne-alea cu ciocolată, e. Proteini, nebunii, prostii de sală. Fitness. Ce știi tu, Corneliu? Mi-a zis că vrea să duc la sală, să aibă forță, că acum așa vine primăvara și să dea bine la sap. Aurica ta a plecat îmbrăcat așa la sală și tu nu-i zici nicăi? Are copyright? Oricum, nu prea e stilul meu de content gen. Fiu și eu așa mai zâmbitor, că abia m-am trezit, să vreau din capul meu. De hai. Ia. I-am prins. Cât de dor, cât tine. Deci ce trebuie? Da. Ia. Bă, stai așa. Ce mare. Mi-l pun din gât. Pleca și octovarășul ăsta meu, frate. Unde-a găsit, mă, ăsta, mă? Eu arcat să-l mărim ăla frumos. Nu are. E ce codiță are? Bă, că pun aici. Ca un copil mic. Trebuie să... Aaaa, deci ăsta nu e făcut, mă, agents. Gata, am înțeles. Îmi vedeți cu ea. Nu trebuie tot, nu trebuie tot. E bine. Da, e bine acum. Că trebuie să mai rămână să pară și umflat așa, știi? Că da. Dar mai punem noi după aia în caz de dăm prea mult jos. Băi, în cap, frate, să mai caut pungi. Aș dă seama că rămâi pup din ăsta. Da, ce mai trebuie? O să știi că... Ai un buțăr din alea, știi? O ciugendiu care îi prăie rău în picioare. Uite, mă, vezi? Și dacă rămâni blane din astea, el chiar dacă... Cu drag, da, mă, mă, furi ca să nu-i mai mână. Picior tău, da. Și deasupra. Asta trebuie să mai băgăm pe lângă, pe aici. Bă, dar ce fel apare pe cameră, când nu te vezi, tu știi, miști așa cu el, zici că, uite, zici chiar are viață, ești frumos? Uitați cât de mișto vine aici la picioare. Am bagajele, am astea, și să le las. Da, da, ursule, da, ursule, Eric Sef. Aia zic, aia zic. Cum e la mea de bună? Mai fac una cât de dansuri, aia, că ne place. Ia, asta, vine pa. Danu. De acord, da? Ia, că s-au dușat, stai cu Bă, dar ce fel la mă ne faci ăsta? Ha? Ce faci cu ăsta? Nu, Andrei, am frate, l-am comandat la încât să plec în Londra. Așa. Și a venit între timp și l-a ridicat mama, că dacă nu eram acasă n-avea cine să l-a luat ea. Și fiată l-a pus în cameră și face și că nu cred că e numai de-aia lui Andrei, că doarme Pavel pe el, stă în continuu. Da, chiar Pavel. E la mama în cameră. Nu, mamă, ce mare frate, să-mi bă ce... Da, e mare rău. Găsești loc acum. Bă, ia să-i găsească loc, să-l pun undeva. Nu-l pune să mă împiedic de el. Da, seama, tu. Poate să-mi fie de la asta. Da, aici mai chiar chiar e... Nu știu, dar mie mi se pare așa o chestie... Cum să-ți explic eu? A ocupat spațiu. Aia am vrut să zic. O chestie care ocupă spațiu, că e gigantic. Da, e șmecher. Ce bă, șmecher asta bă? O șmecher. Chiar nu știu rău. Da? Da, șmecher, șmecher. Ca lumea oamenii sau... Figurează în așa. Nu. Mă gândeam că dacă zici că lumea a fost la fotbal, să vezi materiale și din astea, fotbal, nu ce jucăm noi lunea, unde ducem noi, nu știm nimic. Așteptam, frate, oamenii. Fotbal, schemii, șuturi, dar numai asta făceau, toți care erau acolo erau influencer și pe ăsta era content, asta făceai, content despre fotbal. Dar lor le ieșa din prima sau ca la noi. Bă, nu. Erau mulți atenți, erau aici la acum cu o cameră din aia și făceau reel-uri din astea, filmau și se mai duceau la din așa, care făceau freestyle și făceau schemi. Danu era destul de curios cum a fost la eveniment, care a fost treaba, așa că îmi punea tot felul de întrebări, sincer, n-aveam chef de ele, dar trebuia să stau să-i răspund, așa că la un moment dat i-am zis asta. Frate, erau bun, rău, bă, mă duc, mi-am lăsat niște orez din ăsta în oala aia și mi-a arătit și povestesc după aia, să vezi,
Vezi ce-am pățit, că trebuia să dau un interviu din ăsta în engleză. Îți povestesc după aia, să vezi. Nu mai zic, stai că vine acum repede. Mai oboare că engleză. Yeah. Mamă, voi vedeați seama cât a stat David în costumul ăla, mâncava și cură voastră? Să văd o mașină, a revenit. Te fum, bă! Păi și ți-a plăcut mașina sau? Păi asta zic că e plin costumul ăla de pluș și ești nebun la cap? Bă, fii atent. Vine ăla de la Puma. Așa. Ăla care era marele manager, știi? Și îmi zici că la final trebuie să dai un interviu, să zici... Ia ce te bot în numele! Prima chestie din ăsta, nu știu cine e engleză, dar zic, mă, și eu, că engleza... 3, 4, 5 cuvinte. Aaa, mă, de te-a dreacu, nu 3, 4 cuvinte așa, dar nu... Te blochezi... Era în cap pe mine numai cât mai zis că îmi puni camera și trebuie să dau interviu din ăla, ești nebun la cap. Și zic, da, da, eu în capul meu, și zic, da, o să dau cu tare. Și acum zic, băi Andreea, scrii și mie ceva pe telefon și ca să-mi văd să, știi, să citesc după ăla, să-mi văd ca să o zic mecanic. Asta stresat, da, da, să știu. Bă, am să fii atent, am stat stresat tot evenimentul ăla, că trebuia să dau interviu ăla aici. Să visionez aparatul vostru. Nu, nu l-am mai dat. Da, dar m-a ținut în stres tot ăla, stat. Stăteam cu continuu. Să visionez aparatul vostru. Cum s-a mai mișcat, stai că tu pleca la bucătărie, mă jur. Ce-ați grația să visionez aparatul vostru. Băi, fii atent. Băi, să mă, fii atent, cât vorbești cu mine. Ce-ați grația să visionez aparatul vostru. La un moment dat, făceau ăștia freestyle. Ce-ați grația să visionez aparatul vostru. Și fac eu ceva în tate, jugura, da? Ieți eu, iau mingea și am vrut să fac aia, cum îi zice, around the world, sau cum îi spune, în jurul lumei aia, așa, știi? Ieți eu, iau mingea, când am făcut așa și am călcat pe ea, în mufă direct m-am dus. Bă, toată lumea, bine, că a venit, cum îi spune, a venit unul la mine și mi-a zis, bă, frate, nu-i zic. Bă, s-a mișcat, bă, ăsta. Bă, băga mea, s-a retardat, sunt... Bă, cum a rezistat eroii, mâncați-și guratanul ăla. Bă, cât ai fost plecat, stăteam pe TikTok aici, eram concentrat. Îi dau un cap, cum? Îmi întâmplă, zice. Ce? Te-a lovit? Marfă rău, ești nebun? Marfă rău. Nin, ce v-am în viața? Bă, mimuri, ia, 100%. A, păi ce crezi, mă, mimurile cred că sunt blocate. Ba nu, bă. Ianuarie, februarie 2. Uite, mă, că astea nu erau. Stai așa, punem o mică pauză să nu luăm copyright. Schemele mele. Schemele YouTube, de fapt. Și acum, a, dăm play iar. Jack Sparrow. Ia. O să fiu ce vrei tu. Na-na, în seara asta nu dormim tu. You say a correct score for unpredict for the night? Yes, good. Which score?
John? Yes. Dom, Kingdom Arena? No, 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 no. Tell me a predict for tonight. Who will win? You don't know? Correct score. 2-0, 3-0, 2-2. Score, perfect score in front. Tell me, you know? Estoy embarazada, la Miguel, la mezo, cabeza, embarazada. No, no, perfect score, score in front of game. They play football goals. How many? What score? Can you tell me? No me contigo, no me contesta porque soy... No, no toca nunca pe amonía, dacă... Nunca pe amonía, dacă știi ce zic. Te fumă... Incredibil. Ia. Mamă, cum să înțelegeau ăștia, bă! Aolea, Doamne! Tataie, după ce i-a zis că... I-a zis să nu dea click pe link-ul de pe Facebook cu pantofi de sport perfect pentru perfoane... I'm on a seafood diet. I see food, I eat it. Ăsta și eu mâncați, deci când pierd la LOL, pe bune și eu ăsta. Maaa... Bă, vreți să vă mint că am pierdut un CS? Care a revenit live, bă, ce s-a întâmplat, mă? Rip, rip, bă, ce are, bă? Stai așa. Notifications, ăsta. Stream has disconnected, attempted to reconnect. De ce? Uite, suntem live, nu înțeleg ce s-a întâmplat. What the fuck? Aiurea rău. E ok acum? Duo. Vreți să vedem că mi-e chef de un CS, băgăm un wingman. Hai că l-am Guiț? Guiț! Guiț, guiț. Ce face guiț, guiț? Câine, câine. Nicușor! Guiț, guiț! 4 litere! Cu ce își dăduse aici, mă, pe față, mă? La modul că am multe schelete. Am schele de vultur. Schele de pisică. Înțelegeți? Adică din față nu sunt ce trebuie. Din spate așa, dacă mă întorc, e bine. Hai că vorbesc așa de acum! Bine, cu spatele vorbesc așa, că îmi stă bine pe spate vieții. Și da, a fost o zi incredibilă, a fost, s-a făcut foarte multe astăzi. Ce, Doamne, iartă, înșesc că dă... Mamă, ăsta zici că sunt aia, bă, seara black, cum o chema pe aia, bă, mâncați-aș gurata, dar nu trebuie să-i dai bani, că vine după tine. We'll be right back.
dansând cu ea, nu. Mă, dar cu ce ai înregistrat, mă, de se aude așa urât? Ce da rău. Bă. Bă, what the fuck, man. Să vă iubiți, sunteți frați, eu și sora mea, forță. Și ăsta mâncați aici gura ta. Mamă, Tio Musk. Nu pot să cred. Bă, what the fuck. Mamă, cât de ciudat. Deci fața mea pe Elon Musk și fața lui Elon Musk pe mine, mâncați. Mamă, cât de urât. Cam astea au fost și mimurile. Când îți place de cineva și nu știi cum să-i atragi atenția, așa e cel mai bine, să-l muși de gleznă. Bombă. Forță, Elon Zeciu. Bă, iar rip, mă. Nu, mă, nu, n-am mai dat rip. Nu, suntem ok. Suntem ok. Ia, mă, la reacție aici ce mai avem? Dansând cu ea, numai cu ea. Am pe la Maradona pe 2 euro. Mi-e prietenul meu, șapă mea. Mi-e cam forță. Ia, deci am ajuns până... Până pe aici. Ban, uite, până aici am ajuns. Până aici. Aici am dat așa... Ăsta l-am mai văzut. Seven scary videos that will terrify you. Ne uităm și la ăsta, mă? Before I met you, I thought math was hard. Muchas gracias, aficionista para vosotros. Băi, explicați-mi gluma asta, că nu înțeleg, vă jur. Para vosotros. Deci, before I met you, I thought math was hard. Bă, care-i duma? Că nu înțeleg, vă jur că nu înțeleg duma asta. Muchas gracias, aficionista, para vosotros. Seven scary videos that will terrify you. Hello everyone, my name is Sir Spooks. Ce părere ai de drăcea e viața mea? Today we'll take a look at 7 scary videos. But before we begin, be sure to subscribe. A man named Juan Umbarila posted a video to his YouTube channel in May of 2016, which seemingly showcases quite boring security camera footage of the inside of a restaurant in the middle of the day. The footage, which was filmed at the La Mansión del Duende restaurant bar located in the Candelaria historic center of Bogota, shows two women sitting down to enjoy a bite to eat. However, as the two girls enjoy their meal, something really strange happens rather suddenly right in front of them that definitely makes them lose a bit of their appetite. Have a look and see. Se întâmplă, mă, că se întâmplă ceva ciudat la un moment dat când stau astea rămasă și nu știu ce. Păi le aduce la un pește. LOL. What the fuck? Se mișcă aia, bă, dar asta râde, bă. A plate on the table can be seen moving seemingly all on its own, much to the shock of the ton at the table. There doesn't seem to be any sort of strings attached to the plate that would have been able to pull this off, and plus, the two girls' reaction certainly seems quite genuine to me. Some people in the comments suggested that the table was wet, or that vibrations from traffic could have caused the movement, but if that's the case, then why did only one of the plates slide?
It's difficult to put a finger on what exactly is going on here and why this spirit wanted to move a plate, but it's nevertheless a creepy video. Horabell30 posted a chilling and mysterious video to the Ghost subreddit a few days ago that'll without a doubt cause you to lose a few hours of sleep tonight. The uploader says that their sister has been living in... cum ar putea să se miște o farfurie, pur și simplu. Poppy Playtime chapter 3 e destul de greu, ne descurcăm noi vițenie, că îl facem pe live, gen duminica. ...side of a haunted house for 8 years now, and still to this day encounters strange things such as this that freak her out. Take a look at the video and see what she's been experiencing. Să fie mai ceva normal să se miște farfuria singură. De ce asta stă în casă și bate cineva? Și acum când a venit normal că nu mai bate nimic. Ai mă frate. As you can hear, a bizarre banging or chopping noise is coming from somewhere within the house, even though she is seemingly home alone. What could possibly be making this noise and why? Rip link de Discord, nu mai merge? Sadly, we don't know the answer as to why, but some people theorize in the comment section that it sounds remarkably like someone chopping something e up pop, Darius, on a cutting board. Viața, mersi la fel. Could this be a paranormal entity that used to be a chef in their past life and is now trying to make a delicious meal in the afterlife? It may sound funny, but anything is possible in our crazy, unpredictable world. This next video that comes to us by Reddit user Big Tree Fall was posted to the popular UFO subreddit, which is a community dedicated to videos and general discussions about UFOs. The video in question that you're about to watch was taken by an amateur videographer. Mă, câți membri se mai dau, mă, frate? And seems to show... Ce-mi faci, dragi stelea, Cristian? Ți-am dat niște bani pentru promovare și dragi stelea, dragi stelea, Muchas gracias aficiones para vosotros. Muchas gracias aficiones para vosotros. Așa. Cum filtrez, mă, filters? Nu follows, doar donations aici. Ia mi arată. Stai așa, filters. Așa. Yuhi. Acum cât timp mi-ai donat pentru promovare? The Christians. Deci aici s-a întâmplat cu capitanul. No boxe. The Christians, când mi-ai donat pentru promovare? Că prețurile le ai în descriere. Nu văd eu aici, mă, sau? Acum câteva săptămâni a zis? Cum dau, mă, să văd astea mai din spate la history aici? Ia, stai așa.
Deci 19 days înseamnă, cred că de la decembrie de aici. Hai să vedem. Așa. Uite mă, The Christians. 17 decembrie, da? Deci mi-ai donat și am uitat să-ți fac. Ca asta încerc să aflu acum. 28. Care era asta? Costelin Internațional. Ceva, ești nebun la cap? 17 decembrie. Deci aici a fost Stumble Guys. Au câștigat vocile. Bă, nu au câștigat vocile. Încerc să... Că poate chiar am uitat, ești nebun la cap, dar nu mi-aduc aminte. De asta e problema. N-are... Cristian, îmi pare extraordinar de rău. Dar am uitat complet, frate. Stai așa un pic. Unde e? Deci nu aici. Uite aici. Dar nu am făcut. Băi, vezi, m-a ajutat și pe mine să îmi răscorpăr greșeala, vă rog eu din tot sufletul, că mi-a donat omul ăsta acum 15 live-uri și eu am uitat să-i fac promovare. Vă roagă fratele vostru mult de tot, vă roagă. Băi, îmi pare maxim de rău, știu că m-am uitat, parcă acum îmi aduc aminte, m-am uitat și am zis că o să reacționez. Și după aia am uitat și după aia s-a dus, sal. Se întâmplă, frate. Așa... Așa-s eu. Dar nu fotbal, potocuri. Vezi, facem și noi aici, vă roagă fratele vostru din tot sufletul. Deci ăsta este The Christians, așa. Vă roagă fratele vostru, avea 77, facem și noi 300 de abonați aici, vă rog din tot sufletul meu. Din tot sufletul, vă rog, frate. Vă las aici link. I-am dat și eu, aici. Dăm și cu toate de-astea. Așa. Toate că nu obișnuiesc. Mă răscumpăr aici. Cât o viță. Deci nu mai îmi simt degetele. Mi-am putează. Astăzi o să facem unul dintre cele mai dificile football challenge-uri. Pe tocuri. Iar premiul cel mare e simplu. Să vedem cine pleacă cu gleznele întregi. Ești gata? Haide. Hai. Unde e mingea? Acolo. Hai, ești gata? Gata, haide. Dă-i două. Una, două. Dar vezi că băieții... Dar vezi că e... Vezi că le-au băieții, ești nebun pe tocuri. S-au antrenat, mâncați ești gurata înainte, n-are cum. Efectiv, nu are cum, bro. Haide! Bun. Hai să facem următoarea probă. Iar acum urmează 1 vs. Ești prea bine. Ești prea bine. Vreau să vedem care dintre noi doi va fi mai bun pe tocuri. Eu, clar. Nu ați văzut încă. Au, stai! Să nu bagi aul necare. Bro, băieții ăștia joacă mai bine pe tocuri decât joacă la zi, de fotbal. Ai cap. Un gol! Nu se poate așa ceva. Cine mai treau da, fotbaliste? Da, s-a pierdut. Unde e linkul? Mai dau eu o dată pe chat acum. Bă, frate, dar băieții ăștia joacă bine, ești nebun la cap, nu se joacă. Deci ăștia nu se joacă, frate, ia. Hai, hai, că acum te fac. Domn arbitru! Stai așa, tătărușene! Vreau să văd un șut de ăsta. Hai că ești mea lui acum, nu? Ești cam cât el de înalt acum. Te pup, viața mea, te pup. Mersi mult de tot de donație, frate. Apreciez maxim. Joacă în Liga 1. A, da? Ok, make sense. Bravo, ești gata? Ha, ia. Bă, se joacă la nivel înalt aici, mi-e nu vine să cred, ești nebun, am văzut la panoramă. Doare. Adă-mi picior sus. Nu știu. Ce, X, pă... Jucați mai bine pe tocuri
decât joc eu în ghete de fotbal. Despre ce vorbim? Comentează aici. Băi, Cristian, îmi pare rău încă o dată, frate. Iertați-mă, am uitat complet, ești nebun la cap. Mă bucur, bă, mersi că mi-ați amintit. Apreciez maxim. Vă mai las aici link-ul o dată, frate. Vă rog eu mult de tot să vă abonați aici, că băieții sunt forță. Dau un refresh aici, o să zicem. Bă, dar de ce? Voi nu mă mai iubiți deloc. Bă, v-ați culcat, m-ați adormit? N-are cum, e 9:30. Bă, suntem 1800 pe chat, chiar atât de puțin interacționează și cu mine? Ați plecat? V-ați adormit? Nu, mă mai iubiți deloc, ești nebun la cap. V-am rugat de 20 de ori, ești nebun? Măcar 200, vă roagă fratele vostru mult. Ai o voce frumoasă rău, să rămână mult, să mă auzi cum cânt. De la școală, n-apare link-ul pe chat? Nu are cum, mă. Cum, mă, n-apare link-ul pe chat? Cum, mă, nu apare link-ul? Ba da, mă, apare, what? Apare, mă, despre ce vorbim? Mai las aici o dată. Am viță, e încă 80. Hai, mă, că suntem 1800, ce, Doamne iartă, mă, hai, vă roagă fratele vostru mult. Vezi, te rog, nu să încerci Home Sweet Home, a? Din franceză. Ce, Doamne iartă, mă, Home Sweet Home în franceză, mă, viața mea. Okay, some yeah, sort of bizarre triangular-shaped object floating right over the sky. Take a look and see for yourself. Yeah. Stabilized versions, mai multe versiuni la filmul ăsta. Wow. Lol. Fake sau real? Vă pare fake ăsta? Înseamnă că e ușor de păcălit dacă ăsta chiar e fake. Attributing events on limiting yourself in life. Well, that's. Oh, por favor, usted para que no quiero tomar una foto, volteen. ¿Crees que es romano? ¿Qué tiene el puto camión? No, güey. No, 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 no se alcanza a ver. Allá, güey, allá. Ya lo vi, güey, ya. Vine chivo albo. Uno mal. No mames, no sé, güey. No mames. Ay, hijo de puta. Aguanta, güey, aguanta. Aguanta. No nos ve, güey. Aguanta. No sabes, güey. Vente, vamos a meternos, güey. Afta. Al chile, porque no. A la verga, no. Hijo de puta. Ăștia se duc după el. Hijo de tu. Ce pedo, ce s-au speriat? Ce s-au speriat? Which then causes the cameraman to pan over to where the men seem... Stai. Out of nowhere. The two men seem to start freaking out over something, which then causes the cameraman to pan over to where they're pointing. In the distance, you can make out what appears to be some sort of tall, lanky, pale entity, slowly stalking its way toward the friends. It then appears to walk around the building, much to the confusion and terror of everyone there. However, as the entity gets closer to them once again, the men finally decide to run as fast as they can from the Aaa, deci fii atent de ce s-a speriat ăsta, că mergea ușor, dar după aia nu s-a teleportat, mă. A început să alerge foarte repede spre el. And get to safety, which was definitely the wisest choice. Then lying on the train track, terrifying it, it creaked either the next... Happy. Next. Terrifying sounds in Eastern Canada. Take a look and have a listen. Bă, iar mă, rip, ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă cu live-ul ăsta, mă, frate. Aici la YouTube îmi zice conexiune excelentă. Aici la ăsta îmi zice stream has disconnected. De ce?
Mergem acum? L-am închis și l-am pornit, că prea se bloca într-un agen. Gata? Nu e troll, nu e troll. Bă, faza e că, deci a început lumea să zică RIP, m-am uitat la notificări, am văzut că iar s-a deconectat gen și attempting to reconnect și gen l-am închis eu din OBS și l-am mai pornit odată. Acum ar trebui să fie ok, mă gândesc. Acum, nu știu, vedem. Ia sunetele din Canada, ia să vedem. Faza e că e pe zi. Și la bă, pterodactil de ăla, ești nebun la cap. Ai dinozaur, mă? Mamă, ce urât face, bă. Ăsta e linkul. Asta, mie de când a început live-ul nu mi s-a blocat deloc. Vă rog, nu mai trolați. Mă, nu știu, nu știu care-i faza, Maria. Te pup, mersi de donație. Without a doubt, that is certainly not a noise that you'd want to hear while you're in the middle of the full and high-pitched vocalized stations. The next for the next week. The video was filmed somewhere in the street. Although this next video is quite blurry, it's nevertheless an extremely frightening video that'll give you nightmares for the next week. The video was filmed somewhere in the streets of Bogota, Colombia, in the middle of the night. La Escobar, în Bogota era. Fue crucificado, fue sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día quitaron la chaqueta y resucitó entre los muertos. Y ya lo cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Quítame la chaqueta, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y ya lo cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha venido a jugar a las vivas y a los muertos. The footage shows some people wandering around the streets late at night, all while terrifying and loud noises can be heard coming from somewhere nearby. Then, suddenly, an entity dressed in all black can then be seen walking slowly toward the man recording and the other guy that's beside him. The entity continues to approach them and make the strange noise for several more seconds before the footage abruptly cuts off right then and there, leaving us to wonder what could have possibly happened next. The uploader of the video believes that the entity that was captured on camera was a bruja, and it definitely seems like a possibility. A bruja is a Spanish term that translates to bruja? Witch in English. In various Hispanic and Latin American cultures, a bruja is typically portrayed as a female practitioner of witchcraft or folk magic. Brujas are often associated with traditional healing practices, divination, and sometimes the use of supernatural or occult powers. And sometimes these powers can be used for harmful purposes, such as casting curses, causing harm to others, or engaging in malicious witchcraft. Do you guys think that this eerie video shows an actual bruja in the streets of Bogota? Or is this something but plenty of people find hospitals to be extremely eerie and uncomfortable? The following video by a TikTok user gives even more reason to be scared of them. The video was published by user named Lamoni and shows the inside of a super creepy hospital hallway or tunnel that genuinely looks like something you'd see in a horror movie. Ma, fix hall de ăsta lung, mâncați aici curata. Să mai și mișcă la singur. Ma. Na mă, na. O fi în pantă, mă. Mire, esa camisa anda sola, chico. Throughout the entire duration of the video, a hospital table can be seen moving all on its own down the length of the hallway. Nu s-a întâmplat nimic aici, da.
Interesting. Asta ce faci? Ceva horror și noi horror băgăm duminică seară, mă, mai facem un live duminică seară. Și băgăm, oricum am reacționat și la clipuri horror. Nu mă așteptam să reacționăm la clipuri horror, să știți. Vă spun sincer. Pune după verde. Vezi, cam gata live-ul. Vă las și eu puii mei și fac tot posibil să facem un live și duminică seară, bine? Vă pupi, vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine, frate, sper că v-a plăcut, sper că v-am sunt zâmbețel. Și multă sănătate și bucurii, frate, vă doresc și seară minunată să aveți în continuare. Și weekend plăcut, că e vineri seară, frate, weekend plăcut să aveți. Aveți grijă de voi. Mâine nu. Vă pupi, aveți grijă, pa, nb. Bă, stai, de fapt, să facem și noi un raid. Cine e live acum, ia stai. Dăm aici, uite, e Costi. Cine știe cine a fost pe live și mai ține minte, am încercat pe cap și nu mergea. Uite-l pe viața aia, bă, să joacă fază pe viața. Vă las cu un raid aici la Costi. Hai un raid by Teo puternic, viețile mele. Raid by Teo aici, vă pupi viețile mele, seară minunată în continuare. Vă las la Costi aici care încearcă să joace fazmofobia, nu știu ce face. Vă pup, vieții, aveți grijă de voi, frate, seară frumoasă în continuare. Hai un raid puternic aici.